Bă, dar ați dat like sau vreți să vă bag muzica la maxim? Am glumit. Mă, mi-a zis dacă am nimerit. Dacă am nimerit scena. Bună ziua, poșilor! Și bine v-am regăsit la un nou live stream în care, atenție mare, suntem la Gaming Marathon, după cum se vede bine. Eu am toate scenele astea, dar mi-e place foarte mult să stau pe scena asta full web. Adică am și scena asta pregătită pentru voi, care arată așa. Dar ce cred că cel mai bine sunteți obișnuiți cu scena asta așa, în care sunt eu full web. O nouă zi în eSports cu noutăți despre eSports. Nu știu dacă ați apucat să vedeți. Toate noutățile. Sunt doar foarte curios dacă ați auzit sau dacă ați știe cineva despre ce noutăți vorbesc. Adică, bă, dar de ce am oprit muzica de tot? E ok așa? Încet e tare? Vreau să aud note, dacă e încet sau tare. Dacă e tare să zice 10, dacă încet să scrieți 1. Te pup, Alfa, bine ai... Mamă, n-avem alertele. Te pup, Alfa, bine ai revenit, brodare, cu 6 luni plus. Până și ei se întârzie, ce să-i mai spune lui Jackson? Cine a întârziat, mă? Băieți, a început live-ul de 2 minute jumate și 17. A întârziat, dacă 6 minute, nu înseamnă nimic. Bă, deci, e tata la mine, de-aia am întârziat. Deci, fiți atenți, că nu fac Caterinca de voi. Deci, uitați așa un pic, asta e scena de joc. Ia să vedem. Vedeți de ce am întârziat? Ia uitați-l acolo, ce grampi, e pregătit acolo să-i spargă pe băieți. De-aia am întârziat, stai așa, asta e scena bună? Nu, asta e scena bună. De-aia am întârziat, chat. De-aia am întârziat, avem update și avem și super noutăți de Da, așa că la omorât, fac, m-am băgat la creație rău, tot așa, îmi place rău, de bani trebuie revenit, bine ai revenit. Te pup, vă pup, băieți, deci, scuzele sunt așa doar aparente, da, având în vedere că n-am întârziat de mult. Am recuperat și tricoul cu Balkan Bears, nu știu dacă observați. Am recuperat tricoul cu Balkan Bears care a fost ascuns după o ședință foto într-un cuier la Nexus și n-a mai fost de găsit. Deci, chat, ideea e felul următor. În principiu, planul este următorul. Aș vrea să fac un turneu în care să văd dacă vreți voi alături de părinți să vă jucați versus mine și tata, mă rog, și versus alți jucători sau părinți, dar ar fi destul de greu să facem chestia asta. Și, na, nu știu, mă gândesc că poate va fi destul de greu să găsim chestia asta, nu știu, eu încerc, repet, mi-aș dori măcar să mă joc versus câțiva părinți. După care cred că o să dăm niște meciuri cu tata, care ați văzut și voi că e pregătit aici, uitați-vă. Este full ready, v-am arătat aici, uitați-l pe tata, full ready, bam. Full ready, avem și scena asta pregătită pentru un interviu, dar o să fie sun și bineînțeles avem și această scenă, dar în loc de această scenă am preferat scena asta full web, așa, repet, un pic de creație, cum îmi place numai mie. Bine, cred că aș putea să o dau un jos, dar mă rog, lăsăm așa, că e bine. Deci, vreau să vedem așa, o să las un pic, să zic, nu știu, vreo 10-20 de minute, eventual, dacă vrea, repet, lumea să se înscrie, deci puteți să-mi dați mesaj pe Instagram, mamă, n-am telefonul, că e în cealaltă cameră, dar o să mă duc să le iau. Deci, dacă vreți să vă jucați la turneul ăsta pe care încercăm să-l facem, să vedem dacă reușim să-l facem, să vedem dacă reușim să nu-l facem, nu este niciun fel de problemă. Dacă sunt copii dispuși să joace alături de părinți versus mine și versus Vio. Vio e la o medie așa, după cum se joacă acum, e cred că un gold 2-3 așa pe matchmaking, eu sunt ok. Dar ideea e în felul următor, există în momentul de față copii care au double setup acasă să se poată juca cu părinții. Dacă nu există și dacă nu primesc, nu știu, în timp de 10 sau 20 de minute mesaje, să vedem, să putem să facem, nu știu, un număr de 8 echipe, să facem un turneu, o să mă joc eu cu tata și la sfârșit dăm premiul ăsta pe care inițial aș vrea să-l dau la turneu, dar dacă nu se poate o să-l dăm, cred că giveaway la sfârșit de live, o chestie de genul. O consolă PlayStation 5. Mă rog, eu am aici am aici manetele și toate chestiile astea, dar asta e PlayStation-ul meu, nu o să-l dau pe ăsta, o să fie al PlayStation 5, dar o să încercăm. Eu mă joc cu bunica, bă, deci repede, dacă puteți să vă jucați cu un părinte, ar fi super, dar vreau videoclipuri în care să-mi arătați, să-mi filmați, să zici, salut Jaxi, eu sunt ăsta,
mă cheamă Gigel și tata e în față, îl cheamă Costel și uite, suntem aici pregătiți să te spargem și să-mi trimiteți videoclipul pe Instagram dacă vreți să jucați, pentru că altfel n-am cum să vă verifică. Vă dați seama că dacă intru o să fie 100% un băiat care o să zică eu sunt tatăl lui și după o să vină un băiat care o să vorbească subțire și o să zică da, eu sunt băiatul, adică o să fie full troll și dați seama că nu se joace băieții cu părinții cu adevărat, adică na. Oricum o să vreau să vă dau niște vești foarte bune. Stai așa un pic. Bă, să-mi aduci mie telefonul, te rog. Ia să-mi, că am uitat de telefon, poate m-a citat la telefon. Nu știu, era ușa deschisă, se intre aer condiționat. Eu o să mor aici de cald și când mor de cald o să deschid geam. Asta este, sper să nu fie grătare cu manele, cu dalea, cum îmi place numai mie. Dacă sunt grătare cu manele, am murit 3-4 ore. Bătrânii apă la unic și vă sparge, dar nu funcționează chiar așa, trebuie să fiți chiar părinte copil. Că despre asta este acest maraton. Dar mă rog, aveți o grămadă de chestii interesante de scriere dacă vreți să participați la tombola. Aveți tombola de la Gaming Maraton în descriere, în care puteți să câștigați o grămadă de lucruri. Aveți un monitor, aveți 5 tastaturi G413S. Știți că vi l-am arătat, sunt tastaturile alea, un fel de G Pro, versiunea super ieftină și super bună, mecanică, e gen 200 și un pic de lei. Aveți o pereche de G435, eu am una aici, pe care tot mai simt că mă mai întreabă lumea de obicei ce căști de buget recomand, și astea sunt 200 și ceva de lei, la fel sunt, cred că cel mai ușoare căști, sincer, wireless. Adică sunt ceva de, n-am cum să vă explic de ușoare, sunt cred 112 grame, ceva de genul, cât un mouse. Și un mousepad G840XL de LOL, dacă la fel sunteți interesați de acest aspect, adică doar dacă vreți, repet, să faceți asta, nu e neapărat obligatoriu, adică, na. Vreți să aici să facem un turneu XTR? Nu știu dacă vom găsi suficienți oameni, pentru că nu văd pe nimeni să scrie în chat că mi-a trimis clip momentan. Cum frate, nu se poate, este pre părinți în gaming aici, aș vrea să fie părinți. Sau ar fi super să fie părinți. Dacă nu, să mă joc cu tata și dăm giveaway primul. Stai că nu m-au auzit tata care găsește, că am o să mi-a dat telefonul. Mamă, deci mi se pare ireal, nu numai că nu m-au auzit când am intrat în cameră, deci chat când am intrat în cameră, nu numai că nu m-au auzit, nici măcar nu și-a dat seama că am intrat în cameră, era full concentrat acolo, 400 de fraguri avea pe inbox în momentul de față. Ia să-ți ia un pic, deci o să mut un pic pe scena de gaming, o să-l scop pe el de pe ecran, pe acolo, băgăm un pic mai încolo, dacă vreți să apară mai repede pe ecran puteți să băgați un like acolo. Deci repet, tombola este asta, chat, tombola este asta, dacă vreți să participați. Trebuie să dați follow la Gaming Marathon, la OGaming și la Logitech G. Concursul se termină mâine la ora 21, o să fie extras pe la Hymen pe live, mă rog, mâine, adică azi se termină concursul, că a fost postat gen acum 22 de ore, de se termină astăzi. Dacă vreți să faceți chestia asta, este super și o să vă înscrieți și de asemenea aveți în descriere, dacă sunteți interesați de bilete la Bucharest Gaming Week, pentru că o să înceapă Bucharest Gaming Week, este undeva în noiembrie în momentul de față, dacă nu greșesc. Este destul de simplu, deja sunt confirmați Teo Zeciu, Rafa, Ganicus și cu lecturatul. Ăștia sunt primii confirmați și mai mari YouTuber care vor participa pe acolo. O dau un hint, o să fiu și eu acolo. Dar, repet, dacă vreți să vă cumpărați bilete, 12-13 noiembrie este main eventul, dar eu o să înceapă de mai devreme, adică o să fie evenimentul de mai devreme, dar pe 12-13 o să fie... din nou la Palatul Parlamentului. A mai fost cineva la Palatul Parlamentului data trecută? Chiar sunt foarte curios dacă a fost la Palatul Parlamentului data trecută. Ar fi interesant dacă mai urmăriți esports-ul și gaming-ul încă de atunci. Și aveți, mă rog, accese, bă, pentru locația asta mi se pare super ok, 90 de lei 2 zile, dacă vă interesează chestia asta. Mi se pare super decent, având în vedere că cel mai probabil o să plecați cu chestii de acolo care o să valoreze mai mult de 90 de lei, la câte standuri o să fie și toate chestiile astea, deci ar fi interesant de văzut acest aspect. Bun, vreau să vă dau o veste super bună despre o veste super bună la care, mă rog, pe care putem să o analizăm împreună, și de asemenea o să avem și un scurt interviu în, cred că, nu știu, cred că în vreo 5 minute așa. Dar sunt aici jucători pro sau jucători care vor să joace pro sau jucători care sunt interesați de, nu știu, să zicem, de esportul românesc aici, fără niciun fel de ironie sau de chestii de genul. Deci hai să vă arăt chat. Hai să vă arăt ce o să fie.
Deci, eu am fost la un moment dat la niște întâlniri, după cum v-am mai spus, dar asta a fost acum, cred că un an și ceva, la niște întâlniri legate de legalizarea sportului în România. Și pentru prima dată a intrat după un an și, repet, un an și, cred că un an și jumate dacă nu greșesc, parcă mi-aduc aminte că era răcoare când am fost, era fric și nu era anul ăsta. Când am fost la discuții, da, uite, chiar 18, nu, chiar un an jumate, dacă stau să mă gândesc, atunci cred că au avut loc primele discuții. Am reușit cumva, nu doar Marea Mareș, dar și a avut un aport foarte, foarte important. Cu toții am reușit să împingem legea de legalizare sportului în, mă rog, de fapt, a sportului electronic, dacă să spunem așa, că așa se va numi în România. Ea a intrat, a fost semnată de prim-ministru și teoretic, din moment ce ajunge acum, din moment ce a fost semnată, ar trebui să se și întâmple chestia asta. Acum așteptăm să vedem ce se va întâmpla, dar ideea este că o să am o discuție cu Mara Mareș, care chiar o să ne spună cât de mult o să ne ajute pe noi ca și gamer chestia asta. Și cred că o să fie interesant de aflat, dar repet, în principiu, în sfârșit ne aliniem și noi cu celelalte țări, pentru că dacă în Franța președintele deja face dineuri cu toți CEO-ul de la toate organizațiile de gaming și de e-sports, la noi în țară Iohannis se cam plimbă cu bicicleta momentan, încă nu e așa foarte aplicat spre e-sports, dar repet, poate și la noi ușor se întâmplă chestia asta, mai ales că uite, doar în România industria asta de jocuri depășește 220 de milioane de euro anual, da, adică, iar e-sportul anul ăsta, uite, e-sportul, repet, universal, anul ăsta este așteptat să depășească sau să atingă o cifră de 2 miliarde de euro, care înseamnă dublu față de anul trecut, ceea ce e imens, dacă vă gândiți așa câte competiții și câte chestii se fac. Deci e ceva absolut imens, dar... repet, o să avem acum un mic interviu, să vedem dacă este totul pregătit, pentru că ar fi interesant să aflăm mai multe lucruri. Ia să vedem. Eu sunt ready. O să vedem exact cum putem să facem asta, dar o să fac eu o schemă astfel încât să se vadă bine. Cum să ne aliniem cu alte țări, că mă întâlnesc de cele. Bă, dar ce legătură are Iulian, care ești membru de un an de zile, ce am spus eu cu ce spui tu? Ce legătură are aici e-sportul cu motorina? Adică, pana mea, n-ai ce să faci, asta este situația din punctul meu de vedere. Eu sper să se facă motorina 50 de lei în România, ca să mai meargă lumea și cu o trotinetă, ca să mai meargă lumea și cu bicicleta, ca să mai meargă, ca să nu mai fim mereu aceiași 30 de miliarde de mașini în toate orașele, un singur om în mașină. Adică mi se pare că suntem un pic cam așa. Când joacă Balkan Bears, bă, astăzi teoretic cred că la 7 avem meci cu Nexus și avem și cu Antap, dacă nu mă înșel. Rutrări cu o vârstă de 30 plus ca să face o familie pentru acest PS5. Bă, repet, eu aștept mesaje pe Instagram, filmulețe în cazul în care sunt niște băieți. O să arăt și filmulețele pe live dacă pot cumva să fac chestia asta. Dar momentan n-am primit mesaje gen de la oameni care să se joace cu părinții. Mă gândesc că na, poate nu toată lumea are double setup. Adică e destul de dificil. Eu sunt un caz fericit că tata se joacă. Dar mă gândesc că poate, nu știu, sunt copii de 10-12 ani care teoretic ar trebui să aibă părinți de vreo 30 ceva de ani, care poate ar putea să joace cu ei, poate gamer mai vechi de la 1.6, cine știe. Nu mi-ai semnat profilul, Robin, ai o lună de membru, n-am cum să semnezi profilul. Sunt abia la sfârșit de ianuarie, la semnături. Și Spania 2.20, motorina și nu se plânge nimeni, da mă, dar e o diferență foarte mare. Bun, stați așa un pic, o să opresc muzica chat, o să vorbim un pic cu Mara Mareș, care este deputata și care a ajutat la această chestie, după care o să ne apucăm să vorbim despre update-ul de la joc și dăm drumul la niște meciuri cu tata, pentru că văd că nu prea s-a băgat lumea la creație să se înscrie. Bine, repet, mi-e greu un pic să cred că o să înscrie foarte multă lume la concursul ăsta, pentru că nu cred că toată lumea are două calculatoare acasă și alte chestii, dar... tata e la muncă, el se joacă 1.6 și mă face un plep că mă joc și se gobă. Îmi pare rău că nu e acasă tatăl tău, că ar fi fost foarte amuzant să ne jucăm împreună. Dar hai să vedem aici dacă cum fac setările aici. Verifică sunetul și imaginea, să vedem. Accesează setările. Deci camera, nu mă interesează camera, că nu o să folosesc. Microfonul vreau să fie chat microfon. Difuzor vreau să fie game, ok. Bun, solicită participarea. Bună, mă auzi? Bună, bună.
Salutare! Ne auzim? Ne vedem? Eu te aud, nu o să mă vezi pentru că dacă mă vezi, nu o să mai vadă lumea pe live și o să fie un pic dificil, dar o să te vadă lumea imediat și pe tine, deci ar trebui să fie tot ok. Ok. Bun. Am auzit că, de fapt, am auzit, am citit veștile bune de astăzi. Da, să știi că timingul nostru de astăzi este unul perfect și mulțumesc tare mult pentru invitație, Jaxi. Tocmai astăzi am anunțat depunerea în Parlament a inițiativei legislative legate de sportul electronic, de ceea ce faceți voi și de ceea ce sunteți pasionați voi și iată că și noi acum. Deci, legea a intrat pe circuitul parlamentar și ne așteptăm ca în următoarele luni sportul electronic să fie recunoscut oficial ca și sport în România. E o veste mare pentru industria de gaming și pentru industria de e-sports. Semn că am înțeles și noi până la urmă ce înseamnă megatrendul e-sports la nivel global și cum ai zis tu mai devreme, pentru că te-am urmărit puțin înainte să intrăm live, ne aliniem cu trendul european și cu trendul internațional. Da, chiar cred că era necesară chestia asta, pentru că e foarte, adică pentru mine care sunt super pasionat, e foarte greu să vezi că, de exemplu, președintele Franței are, după cum spuneam, un dineu cu tot CEO-ul de la toate organizațiile de e-sport sau că efectiv sună jucători și vorbește cu ei și la noi în țară să nu se întâmple nimic, dar uite că se întâmplă și la noi, un pic mai greu, ca de obicei, dar se întâmplă. Până la urmă se întâmplă, mai bine mai târziu decât niciodată. Jack, vreau să-ți mulțumesc și ție pentru contribuția pe care a avut-o cu legea asta și tuturor acelora din zona voastră, din mediul vostru care s-au implicat, pentru că fără voi nu s-ar fi putut face. Desigur, e important să menționez și aportul pe care l-a avut Tineretul Național Liberal, Alin Ignat, care e inițiatorul legii în Parlament, prim-ministru Ciucă, care a înțeles ce înseamnă zona de e-sports, Doamne lucru pe ajută. care nu mulți îl înțeleg și mulți încă judecă zona de sport electronic și voi știți foarte bine treaba asta, am aflat-o și noi ulterior. Și iată că împreună, de un an jumate de când am început dezbaterile și până când ne-a luat și nouă să înțelegem exact despre ce e vorba, am reușit să depunem în Parlament legea. E un lucru mare, e un pas înainte și poate nu neapărat la timp, dar totuși s-a făcut. Dar întrebarea mea este, eu nu mă pricep foarte bine, odată ce a fost semnată legea, există, nu știu, un termen limită la care, nu știu, se poate să iasă sau mă gândesc că poate, nu știu, dacă stă prea mult, poate nu mai iese deloc sau o chestie de genul și poate sunt oameni curioși și cred că lumea vrea să știe cam, nu știu, la ce Da, termen să ne așteptăm. e o întrebare foarte bună, Jaxi. Nu există un termen Ok. limită. Legi în Parlament, așa pentru curiozitatea acelora care ne privesc acum, sunt legi în Parlament care stau în sertare de 20 de ani. Dar nu va fi cazul legii pentru sportul Nu electronic. cred, nu cred, e ceva care e Nu prea va mare în fi. momentul de față. Exact. E un subiect care trebuie să fie pe buzele tuturor și iată că împreună am reușit să-l aducem. Bun, asta este foarte bine și am văzut în declarația pe care ai dat-o tu și poate poți să-l explici mult mai bine decât aș putea să o fac eu, care va fi practic diferența în momentul în care se va legaliza sportul electronic, în momentul în care totul va deveni legal pentru, de exemplu, cluburi. Care e diferența de, nu știu, cum o să funcționeze lucrurile față de acum? Unde acum, din câte știu, totul funcționează pe bugete de marketing și după am înțeles că s-ar putea să schimbe un pic situația. Păi stai să o luăm așa, Jackie, tu ești jucător profesionist, Da. nu? Da. Și astăzi nu cred că ești înscris la vreun club sau faci parte dintr-o organizație unde tu ești angajat sau ai titulatura de sportiv de performanță. Nu, Nu. deși nu pot să zic că Da? Ești sportiv de performanță pe sport electronic. Cum sunt sportiv de performanță pe fotbal, pe tenis, pe handbal, așa mai departe. Ori, legea asta va face. Tu, ca și jucător profesionist, vei putea fi recunoscut în mod oficial cu tot ceea ce înseamnă asta și nu știu dacă e cazul, dar dacă vreți putem să intrăm și în tehnicalități, vei fi recunoscut ca și sportiv de performanță. Ce mai înseamnă legea asta? Înseamnă că sportul electronic, e-sports, așa cum l-am denumit în lege și așa îi va rămâne numele și asta am făcut-o în colaborare cu voi și ne-am consultat, va intra pe același circuit pe care ar intra orice alt sport nou în România. Deci va fi la picior de egalitate cu orice alt sport tradițional, să-i spunem. Da? Că e-sportul e un sport mai modern, nu neapărat tradițional. Deci va beneficia de fix aceleași lucruri, se va putea organiza
în cluburi, în federație ulterior, fix la fel cum ar face-o orice alt sport tradițional sau orice alt sport care deja a parcurs toate etapele astea și se va supune acelorași legi. Deci o să renunțăm la tertipurile de angajare, cum se întâmplă astăzi și asta știu de la voi foarte multe exemple, consultanți pe marketing, IT, da, serie de că nu o să mai existe așa ceva, pentru că veți putea fi jucători profesioniști de e-sport. Da, mi se pare tare, mă rog, bănuiesc că nu, o să existe ideea de legitimație, exact cum sunt sportivi și... Exact. Da, uite, lumea spune că, adică sunt foarte multe persoane pe chat care spun că da, o să plătești taxe sau alte chestii. În câte știu, sportivii au destul de multe avantaje față de un om care e angajat simplu. Asta știu, acum nu știu dacă e neapărat diferență sau dacă e... Da, e adevărat, acum desigur, implică și taxe, dar taxele există și acum. Păi asta zic, adică e mult mai ușor așa când totul e legal și nu trebuie să mai ocolești cu tot felul de contracte și de alte chestii decât să o faci direct. Știi ce cred eu că e foarte important? Noi avem jucători super buni în România. Voi știți cel mai bine. Avem deja niște titluri câștigate, niște campionate câștigate, niște premii substanțiale câștigate, fără să avem această recunoaștere. Până acum, voi o făceați în felurile în care reușați, așa încât să evitați partea asta legală. Dar de acum înainte, zona de e-sport în România, cred eu că va avea și o mai mare legitimitate și pentru sponsor, pentru investitor și așa mai departe, pentru că totul va fi legal, normal, la vedere, așa cum deja se întâmplă și în alte țări, cum se întâmplă în Polonia, cum se întâmplă în Franța. Vom putea adera la Federația Internațională de e-sport și, cel mai important, uite, asta vreau neapărat să vă spun, voi știți deja, sigur nu vă dau nicio veste, la anul se organizează în România Campionatul Mondial de e-sport. Da. La Iași. Da. Te întreb acum, cum era ca România să fie gazda campionatului mondial de e-sports și obiectul campionatului, și anume e-sportul, să nu fie recunoscut legal? Bine, acum eu sper din tot sufletul să se întâmple asta și să iasă legea până atunci. Bine, mai e destul de mult timp, pentru că din câte știu se face undeva la anul în toamnă, deci mai e cam un an și aproape jumătate. Până atunci o să treacă. Vă rog și pe voi să sprijiniți unde puteți, așa, în spațiul public, ce înseamnă e-sportul. Noi o facem cât putem, dar voi sunteți mai credibili un pic în zona asta, pentru că e a voastră. Noi am preluat nevoia voastră, nevoia industriei, nevoia din piață. Ăsta a fost rolul nostru. După aceea, nu putem decât să sperăm că vă veți dezvolta și mai bine și mai repede. Da, teoretic ar trebui să fie mult mai ușor acum pentru noi, pentru că, uite, dacă mie mi-a fost foarte greu să intru în zona asta, să le explic poate părinților mei, acum poate e mai ușor un pic când un părinte știe că, bă, ok, lasă să joace pe calculator, dar poate să devină, poate, uite, sportiv de performanță într-o disciplină care, na, deja există și se practică și, na, sunt deja ore la școli în alte țări, în Danemarca sunt ore de Counter-Strike, de exemplu, sunt foarte multe lucruri care s-au dezvoltat în alte zone, la noi încă nu. Dar mă aștept ca și la noi să intervină poate măcar opționale, adică să ai un opțional poate să faci chestia asta, pentru că până la urmă e o activitate, sunt oameni care din asta fac, se întrețin din chestia asta și sunt foarte mulți sportivi, sportivi de pe electronici, să spunem așa, care efectiv sunt milionari datorită faptului că au câștigat câteva concursuri în afară, ceea ce ar trebui să fie destul de atrăgător pentru mulți tineri care poate ar avea limitări, să spunem, la un sport normal, că nu toată lumea poate făcut să fie, nu știu, atlet. Dar aici nu prea există limitări. Eu cred că prin legea asta sportul electronic va fi și mai bine respectat de către publicul larg. Pentru că știți și voi că există tot felul de voci care spun că ce faceți, stați cu orele în fața calculatorului, etc., nu încurajăm copiii să facă sport electronic, tu stric ochii, știți foarte bine toate replicile astea. Ori dacă legea îl recunoaște, atunci e clar că îl ducem la un alt nivel. Asta nu înseamnă că nu încurajăm sportul clasic. Eu am făcut sport de performanță și, uite, susțin și sportul electronic. Deci asta, părerea mea este că trebuie să meargă în paralel. Bine, trebuie să meargă în paralel și cu o dietă echilibrată și cu mai multe chestii, pentru că și la sport, dacă nu mănânci ce trebuie, degeaba faci sport. Și pe lângă asta, dacă ești sportiv de performanță, oricum trebuie să faci foarte multe chestii pe lângă, recuperări și alte chestii, pentru că ajungi să soliciți foarte tare corpul. Așa e și aici, dacă te joci 8 ore la calculator, ai nevoie să faci sport sau ai nevoie de niște ședințe de recuperare sau de alte chestii în timp, pentru că e exact ca la un birou, că și oamenii care se duc în fiecare zi la birou, la un moment dat simt nevoia să facă mișcare, e imposibil doar să stai. Adică asta nu, să nu devină o scuză că gata, acum toată lumea trebuie să stea non-stop și joace la calculator, trebuie să ai în continuare un stil de viață echilibrat, dar poți să faci și chestia asta. Corect, da. Și poți să faci și
cu totul legal, sper eu că în câteva luni. Mersi mult din nou că te-ai Și eu implicat îți mulțumesc. Și trebuie să știe și oamenii care se uită astăzi la noi și îi salut pe toți că ai fost o parte importantă, așa cum a fost și Alex Ion de la Nexus, cum a fost și Tudor Deescu de la Bucharest Gaming Week, Adi Socaciu, Vlad Marinescu, președintele Federației Internaționale de eSport, noi cu toții, și n-am menționat pe toată lumea, noi cu toții am făcut acest lucru să se întâmple și sper să ne revedem curând când o să și treacă legea și să analizăm mai profund de atunci și să vedem ce putem face ca să dezvoltăm și mai tare industria din care voi faceți parte. Sigur, așteptăm cu drag. Îți mulțumesc și eu, Moara, că ai fost alături de mine astăzi și că ne-ai mai clarificat câteva lucruri și îți urez o zi minunată în continuare. Dai. La fel, vă pup spor! Ciao, ciao! Gata, chat, am reușit să facem și un interviu. Bă, știu că poate pentru voi nu înseamnă, sau pentru, nu neapărat pentru toți, că aș fi ipocrit să zic că pentru toți, dar poate pentru ei nu înseamnă nimic, dar bă, pentru mine, care eu de fiecare dată când mă duceam la bancă și trebuia să-mi fac un cont la o bancă și mă întreba lumea ce faci, Jaxi, și le explicam, uite, știu, mă joc pe calculator, mă duc în niște țări, reprezint România la niște țări, și mă uitam așa și femeia se uita la mine și spunea, aha, păcănele, deci nu știți că nu e chiar așa, adică eu nu apăs la întâmplare pe tastatură sau pe mouse sau pe dalea, nu dau așa în ele. Eu cred că înțeleg ce vrei să zici, am și un băiat care se mai joacă așa, dar aici la mine doar jocuri de noroc. Deci cumva, repet, nu știu, pentru mine e o bucurie chestia asta și abia aștept să se facă și federația și să fie tot ok, pentru că, na, E bine, credeți-mă, e foarte, foarte bine. Repet, nu știu dacă v-am mai spus, dar poate nu erați la început. Președintele Franței, Emmanuel Macron, cred că îl cheamă, a avut un dineu cu toți președinții, toți băieții ăștia care se numesc CEO la organizații de e-sport, a vorbit cu ei pe acolo. De asemenea, tot Macronul ăsta, ca să vă dați seama cât de implicat el, a sunat pe Mbappé, a zis, bă, nu pleca de la PSG sau chestii genale. Că mi-aș dori să întâmple lucrurile astea și la noi, să avem și noi oameni din stat care se implice activ în chestia asta. Dar eu zic că o să mai durez un pic până se mai schimbă un pic generațiile și o să vină niște oameni un pic mai tineri și mai aplicați către chestia asta, dar e un pas, repet, e un pas, pentru că până acum nu a semnat nimeni o lege. Acum să vedem, eu zic, având în vedere că, de câte am înțeles, s-a alocat undeva la un buget de 2 milioane de euro pentru ESFU de anul următor, parcă așa citisem niște știri, nu știu dacă e confirmat, dar este un buget total de 2 milioane de euro pentru ESFU care se va face la ea și care va avea un price pool spectaculos comparativ cu ce se întâmplă acum, care și anul ăsta e spectaculos, care 100.000 se ține în Bali. Eu zic că, având cu toată presiunea asta oarecum care va fi, eu zic că va ieși legea. Și de acolo, na, ții de toți oamenii care suntem implicați în eSports, de cum ne vom organiza. Și aici mă refer la toate organizațiile care există, la Counter, la LoL și la alte jocuri, pentru că, dă seama, fiecare parte va avea un reprezentant de la fiecare joc în parte și va fi foarte bun. Iar partea asta de taxe de pe care tot ați spus-o voi, să știți că tu, ca sportiv, poți să ajungi să fii scutit de anumite taxe. Dacă, de exemplu, o să fie un jucător care câștigă foarte multe chestii, el fiind sportiv profesionist, da? Cum e, de exemplu, nu știu cine e în Cluj, Dan Petrescu, mi se pare. Dan Petrescu, în momentul de față, mă rog, e o comparație destul de mare, dar Dan Petrescu e cetățean de onoare în Cluj, el nu plătește taxe, deci poți să ajungi să nu plătești taxe. Taxele clar există și acum există, nu vorbește nimeni de ele, dar ele există. Ce înseamnă că odată ce totul funcționează pe bază de contracte, de firme sau așa, tot există taxe, impozite și alte chestii, doar că acum nu mai trebuie să stai să ocolești prin marketing, până nu știu ce. Dacă vrea cineva să vină, zic, bă, eu sponsorizez clubul ăsta, gata, sponsorizez clubul, exact ca la... Vrei să fii acționar? Gata, poți să fii acționar, adică tot o să fie super ok. Dar mă bucur că se întâmplă chestia asta. Vreți să vorbim un pic despre update-ul care s-a întâmplat la Counter? Că n-am apucat să... Deci eu n-am intrat pe InShot până acum. Vreau să văd exact care e faza. Vreau să văd un pic care e faza cu update-ul de pe InShot. După care dăm niște meciuri cu tata și dăm drumul la treabă, e bine? Da, cetățean de onoare, că ai câștigat ieri să fără acest gol, vin toți milițienii să-ți dea cu pietre pe casă, un alt gol. Ce treabă are Andrei Gheorghe un acolo, da? Bă, da, nu știu ce, simt că sunt exprimate foarte multe frustrări în ceea ce privește țara noastră, care nu au legătură cu e-sports în momentul de față. Și cumva umbresc toată zona asta, tot lucrul ăsta fain care se întâmplă în momentul de față. Faptul că se legalizează e-sports și cumva sunt oameni care își exprimă niște chestii care nu au legătură, că înțelegeți, și n-au nicio treabă, ce legătură are. Ce v-am expus eu cu ce ziceți voi că o să vină lumea și să dea cu pietre? N-au nicio legătură lucrurile astea.
Juriu, înțeleg că sunteți supărați pe motorină sau pe alte chestii, dar n-au nicio n-are nicio legătură chestia asta, repet. În Danemarca sunt full de biciclete peste tot, așa ar trebui să ajungă și la noi. Dacă ar fi chestia asta, vă garantez totul asta că ar fi totul mult mai bine. Chat. Hai să vedem cum arată exec SL, există, mă? MP Warma Pant, Bot Underline Kick. Bot Underline Kick. Se aude muzica tare, să știu dacă... Dacă dau muzica mai încet. MP Star Money 16.000, MP Round Time Diffuse 999, MP Buy Time. Trebuie să-mi iau un config de la mod, dar am restat în și am mai băgat MP. Sau de tare, da, merge o idee mai încet, ok. Abia aștept să mă duc 60 km, nu despre asta e problema. Problema nu este despre faptul că mergi tu cu mașina și faci naveta la muncă, pentru că nicio țară civilizată nu o să fie nevoie să mergi cu 60 de km. Andrei, problema e că în București sunt, sau în Cluj, sau în Timișoara, sau în Iași, sau în orașele în care se aglomerează, sunt 70 de mii de miliarde de mașini care au un singur om în mașină, înțelegi? Sau oameni care trebuie să facă o distanță de 5 de 1 km și toți iau mașina și din cauza asta se... Nu-l bag pe Vio, că momentan e la urma Vio. Ia urma, facem, ne uităm la update-ul ăsta un pic, care s-a făcut la Counter. Empire Star Game 1, ia să vedem. Să vă Cheats 1, să vă Infinite Ammo 1, Empire Star 1, ia să vedem. Ar trebui să fie ok, bun. Deci, at, în primul rând, ați văzut cu toții, probabil, dacă n-ați văzut și n-ați intrat în Counter, vă zic eu de acum care este schema cu noul update. După cum observați, 20 de gloanțe are arma asta, bă. Deci, eu ieri când m-am jucat versus Haita, când am omorât doi în short și l-am omorât după și pe Dima, nu înțelegeam de ce nu moare Dima ăla și trăgeam așa că știam că mai am gloanțe și la un moment dat nu mai erau gloanțe, efectiv, că sunt doar 20 în încărcătură acum, mă rog, 20 cu 80, ceea ce e super ok. Ceea ce e super ok, dar, după cum observați, aici mi se pare că e un pic mai mare, parcă distanța, sau nu, e mai luminat aici, nu? Cred că au băgat luminile astea pe aici, ceea ce e un pic mai bine, zic eu. În același timp, aici nu s-a schimbat nimic, dar aici, ia vedeți chat lumina aici. Mai țineți minte o fengărul alea puternice pe care și le lau românii mei pe aici sau pe aici, nu neapărat românii, dar străini, uitați ce luminat e aici, mâncați. Nu mai e așa ușor să stai aici, au băgat băieții lumină. Să se facă lumină, s-a spus. Nu știu dacă e mai ușor pe teru acum. Stau în Olanda de ceva, nu cred că m-am urcat în mașină de trei ani doar bicicletă și dacă voiam să vizitez alt oraș, foloseam transportul în comun. Mașina e bună, în anumite ocazii, nu e esențială. Stau în Timișoara de la școală până acasă, fac 30 minute, stau la 1 km de școală. Dacă ai merge cu o trotinetă, ai face 5 minute. Eu, de exemplu, când am fost acum în Cluj, am tot încercat aplicații de-astea de ride sharing, ca să nu știți că fac reclamă la Bruna, că sunt vreo 3 pe acolo care funcționează în momentul de față. Efectiv, toate îmi cereau 16 lei și veneau pentru 2 km 16 lei și gen veneau în 16 minute. Și am intrat frumos, am băgat acolo two wheels, am intrat direct la de-astea, la trotinete. Am luat trotineta frumos, dădeam 3-4 lei. Știi cum imediat ești, eu mă duceam blană. Și pe lângă că ajungeam la fel, că decât să-l aștept pe la 16 minute, în 16 minute ajungeam eu acolo cu trotineta pe 2-3 km. Mă rog, poate un pic, mi se pare că în Cluj mergi un pic mai bine. Deci, chat. Mult mai luminat aici, da? Mult mai luminat. Ia vedeți chat. Mult mai luminat, da? Altceva. Altă situațiune, da? Ia vedeți. Nu mai poți să, adică stai aici așa, dar acum e greu, trebuie să faci strafe acum de aici, că dacă mai stai aici cum stăteam eu la ufengălul ăsta, te vede direct, nepotul te sparge, te aruncă în aer acum, e groasă. Deci, asta mi se pare că schimbarea asta era necesară de la început. Deci asta mi se pare că era o schimbare necesară de la început. Bă, nu știu dacă s-au modificat FPS-urile, dar era necesară schimbarea asta de la început. Și acum, sunteți pregătiți? Vreau să aud dacă sunteți pregătiți. Că sunteți mulți care probabil, bă, e vară, poate doar vă uitați la stream, n-ați mai apucat să intrați în joc, nu sunteți la curent cu tot. Dar sunteți pregătiți să vedeți ce se întâmplă în momentul de față? Ata, vă întreb, sunteți pregătiți? Stați un pic, că știți că eu am o problemă, dacă nu sunt așezate astea bine, mă deranjează un pic. Iar webul ăsta era fix așa aici și vreau să se vadă și banii. Sunteți pregătiți? Nu sunteți pregătiți, fiți atenți, chat. Fac pre-fire să-l sparg pe ăla din templu, da? Ra-ta-ta-ta-ta. Ce-ai făcut, Bobiț? Ce-ai făcut, Bobiț? Ia vedeți unghiuri acum, mâncați. Ia vedeți unghiuri. Aici? Te pup, Vlad Andrei. Bine ai revenit, bradare. Te pup. Ia vedeți unghiuri, mâncava și gura voastră. Ia vedeți unghiuri, ia vedeți unghiuri. Bam, 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 nu mai sunt unghiuri. Au plecat unghiurile, mâncați. Uite-te și tu, uite, nu mai ai nimic aici. E direct. A. Deci cei care a prins intrarea asta... Sunteți OG acum că a plecat update. Mă rog, au scos verdeața asta de aici că era OP.
Aici nu s-au schimbat, nu s-au schimbat chestii, nu mi se pare că sunt alte unghiuri aici, la fel de multe unghiuri. Da, a plecat peretele ăsta, ia uitați-vă și voi. Și știi că aici când intrai, te băteai cu ăsta în templu, intrai și făceai direct strafe, așa și trăgeai. Acum a plecat direct unghiul. Aici mi se pare că e mult mai largă asta, nu era așa de largă asta, adică aici stai aici și te dai în spate, o vedeți aici. Poți să stai aici, poți să stai aici. Cred că vezi și de aici, acum vedeți unghi. Înainte nu vedeai, cred că de aici așa direct, ia vedeți, ții de aici așa, adică ai 7000 de unghiuri acum. De aici, de la intrarea asta, dar mi se pare că acum faci mai ușor execuție, na. Sincer, mult mai ușor execuție, na. Smoke aici. Smoke aici. Molotov spatea aia. Bă, poți să iei și tu au ca omul, da? Nu mai stai să stai, că dacă stai aici, poți să plantezi aici, acum mi se pare, și acum mergi nici să spamezi, ar putea să... Sau mă rog, te pui aici, de exemplu, că aici nu te mai spamează nimeni, de exemplu. Uite, aici tu un safe plant oarecum, mă rog, te spamează ăla dacă vrei să stai în smoke, dar... Bă, e mai ușor un pic. Acum. Nu vi se pare că e mai ok? Deci nu vi se pare că e mai ok așa, chat? Ia ziceți, vi se pare sau nu vi se pare că e mai ok? Da, uitați-vă și, bă, mi se pare că e ok, dar în același timp... Mi se pare greu că în principiu au se ținea de aici, de prin zona asta, o să se dea lupte grele pe aici. Da, uite, ai unghiul ăsta, îl vezi aici, o ții de aici direct, bam, dacă îi rămâi singur în site. Adică ai în continuare multe offangle-uri, dar mi se pare că e mai echilibrat acum. Bun, și a zice că deja s-au făcut destul de multe schimbări, că s-a mai luminat situația pe aici, că aici pe mine nu s-a schimbat mare lucru, că așa pe aici s-a băgat lumină, da, deci aici e lumină, e să fie lumină, da, deci ai zice că în mod normal e tot ok. Bam, 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 pe aici, ia, vedeți, totul good, șalalala, ok. Deci, având în vedere că n-am strâns 8 echipe de părinți plus copii să facem un turneu, o să mă joc meciuri cu tata și la sfârșit o să dăm o consolă PlayStation gratuită. Dacă vreți să participați la tombola asta, o să facem în felul următor. O să facem în felul următor. O să trească să dați follow la mine și la Gaming Marathon pe Instagram și să-mi dați mie like la ultima poză. E ok? Merge? E ok sau nu merge? Și gen, aveți șansa să câștigați o consolă PlayStation 5. O să dau drumul la un Nightbot pe al doilea calculator. Și o să las înscrierile constant, adică să vă puteți înscrie gen toți cum ar veni pe tot parcursul live-ului. Deci cine a fost pe live, da, stați un pic să terminăm cu update-ul și după care dăm drumul la înscriere. Da, să stați aici pe fază să terminăm cu update-ul. Deci, pe aici nicio schimbare prea mare. Nu cred că s-a făcut nimic parte aici, mi se pare că e un pic mai mare aici. Dau seama. Parcă înainte s-a schimbat și aici un pic, cred că parcă înainte puteai să te bagi într-o floare de astea aici. Acum nu mai poți să te bagi într-o floare, nu? Nu era o floare de astea în care dacă stăteai aici te băgai, acum mi se pare că... Nu știu, poate e, poate nu e, nu-mi dau seama neapărat. Tata a jucat 1-6 logic, așa și CSGO e forță. Aici în bază nu mi se pare nicio schimbare, nu cred că ar trebui să facă vreo schimbare. Aici la fel mi se pare schimbare în continuare, nu mi se pare usele total partea asta. Partea asta de aici ar trebui să renunțe la ea complet, adică să... Da, mă rog. Aici, overall, nicio schimbare. Stai să vedem dacă mai merg astea de aici. Pic astea, bun, cred că mergem, că nu știu exact care e treaba, dar sunteți pregătiți? Chat, asta vă întreb, sunteți pregătiți să plece like-urile alea puternice, chat, pentru consola asta PS? Sunteți pregătiți? Atât vă întreb. Sunteți pregătiți? Fiți atenți, chat. Fiți atenți și aici. Fiți atenți și aici, ia vedeți. Opa! 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 Ia vedeți, băieți! Ia vedeți, băieți! Ia vedeți, băieți, și aici! Ne jucăm un tenis de picior aici! Bum, pase! Bam, preluare pe piept! Bum, pase! Bam, preluare pe piept! Bum, pase! Și vine unul la filo și un groap! Ia vedeți și aici, mâncava și gura voastră! Ia vedeți aici, să faci boost, îl vezi pe... Dacă îți faci boost aici, cred că de doi oameni îl vezi pe la jos pe banană! Uite-te ce e aici, uitați-vă ce e aici, na. Mâine am bacul la română, bă, dacă aveți bacul la română și ați învățat, sfatul meu să vă și relaxați măcar o oră, două înainte de bac. Nu neapărat pe la mine, pe la, na, când vreți voi, dar... Ia vedeți. Ia vedeți, chat. Sargeachim, bă, respawn pentru polar? Bă, nu cred, mă joc cu sniperul, mă, FNK. Nu este o problemă.
Nu este o problemă. Ce să lasezi mâncația și că n-am învățat aia? Păi dacă n-ai învățat, atunci ce sens are să te stresezi? Știi cum e? Deșat. Uitați-vă pe aici cum e. Uitați-vă pe aici ce unghiuri, ce platou, ce fel e pe acum. Mult mai open harta și sunteți pregătiți din nou? Vă mai întreb o dată. Ia vedeți aici. Da, mă, avem meci azi cu OneTap și cu Nexus chat. Avem meci cu OneTap și cu Nexus. Ia vedeți, sunteți pregătiți? Ia vedeți și e peretele ăsta aici. Ia vezi că acum trebuie să... Stem așa. Place. Cum e, mă? Add bot? Cum e? Place bot sau cum e? Care-i comanda chat? Bot? Place? Bă... Da. Bot, add, CT. Mă rog, trebuie să verifici un pic, dar nu-mi dau seama. Șeful, Sean Mendez, te poți uita, te rog, la mine, puiu, te poți uita un pic la mine. Te-am așa. Ce facem, overul? Da, nu joacă pala așa, că e la un unt. Ia vezi-l, bă, bot, am dat la un kick. E prea rebel Sean ăsta. Da, mă, cred că dacă stai aici, oricum nu cred că ți se vede arma. Decât dacă stai așa, cred că ți se vede un pic arma înainte, știi? Dar dacă stai așa cu armă în pământ aici, tot poți să faci un mini setup. De-aia e unul mai ușor pentru Tero să ocupe acum. Adică, pe lângă că e mult mai largă asta intrarea, așa mi se pare. Adică mi se pare unul mai ușor acum pentru Tero. Vine, dă direct Molotov așa. Și măcar aici are sens acum. Adică înainte venea aici, deci mi se pare că e ok Ancientul aici. Aici nu s-a schimbat nimic, mi se pare, deși și aici mi se pare că... Ba da, și aici e mai larg, mă, nu? Bă, chat, nu era așa de larg aici, nu? Și aici e mai larg, nu? Bă, chat, nu e mai larg aici sau mi se pare mie? Nu cred că puteai să faci toate strafe-urile astea. Bă, nu mă întreba ce pică la bac. Dacă dați 1000 de like-uri, vă zic eu ce pică la bac. În afară de voi. Ai slăbit tu? Vorbiți frumos, băi, vorbiți frumos. E la fel aici, mi se pare că e mai larg aici, mă. Sau poate nu e, nu știu. Mă rog, bun. Și acum acea ultima schimbare notabilă. Dacă am slăbit eu, s-a îngrășat stâlp. Da? Deci ultima schimbare notabilă. Dacă am slăbit eu, s-a îngrășat stâlp, chat. Am slăbit-o și s-a îngrășat stâlpul chat, ia vedeți. Am slăbit-o și s-a îngrășat stâlpul chat. În ziua de astăzi e mai larg pe spațiu. Aici încă a rămas asta și aici mi se pare bună poziția asta aici, bam. Dar tot nu e foarte bun clipping-ul, mi se pare că ar fi putut să fie un pic mai bun clipping-ul, dar ia vedeți, mă. Bă, nu cred că mergea să faci asta înainte. Mergea să faci asta înainte, mă? S-a mai modificat un pic aici, sincer, nu cred că era așa. Cabio a rămas la fel. Dar hai să vedem dacă mai merg smoke-urile astea. Merg încă, n-ai treabă că le aute. Forță, smoke perfect aici, bam. Deci, la mijloc aici chat și Molotov aici, la mijlocul și să nu vă mai au după că nu știți să dați astea. Molotov aici, bam. În cabi. A luat foc direct, a murit nepotul. Bam. Ce părere aveți de Ancientul ăsta? Cum vi se pare că e Ancientul? Mi se pare că e mai T-sided map? Bă, nu știu, poate să ne și jucăm un Ancient astăzi pe live. Poate să ne jucăm un Ancient astăzi pe live. Ce de la bug? Bă, am zis că vă zic ce de la bug dacă... bun, s-a mai făcut un update, map de Inferno. E mai forță. E mai spațios. Da, mă, asta e. Mai spațios, bun. Tero, bot underline key. Sub Emperor Star Game 1. Sub Cheats 1. Să vă infinit am unul. Hai că n-am nevoie de prea multe chestii aici. Mă rog, mi s-a băgat respawn. S-a băgat... A, dar n-am bomba MP. Urmă pentru... Deșat. Hai să vă arăt care e schema aici. Deci, în cazul în care nu sunteți la curent,
Știți cu toții și știe toată lumea că era cea mai simplu lucru să faci. La care ai 100 viață, odată ce puneai bomba, te puneai aici. Acum, odată cu update-ul, s-a mărit foarte mult radiusul bombei, iar în momentul în care te așezi aici, nu mai e ca înainte. Adică o să mori aici și supraviețuiești doar dacă se pune bomba în colț acolo, mi se pare. Nu știu dacă merge și aici, dar dacă se pune în colț, sigur merge să... Aici chiar vreau să văd niște smucuri pe mid, ceva nu prea complex, ce poți da. Bă, o să avem săptămâna viitoare, mă, sau peste două săptămâni să ne apucăm iar de workshop-urile alea puternice cu Philip Soundblade Music și o să fac acolo coaching, cred că o oră și după care ne jucăm. Deci, na. Dar dacă pui bomba aici, înainte știi că supraviețuiai, acum aia vezi. M-am dus. Nu mai pot sta aici. Ce zici de patronezi, mai e bun ce ceva după update? Bă, ai doar mai puțin de 5 glanțe. Am vorbit cu toți jucătorii și mi se pare că unul la mână, M4A9S în continuare este laser, efectiv laser. Deci ai fi, na, ar fi. Bă, singura chestie e că dacă îți dau oia rush și nu ești jucător bun, s-ar putea să tragi un pic pe lângă și să nu poți să omori mai mult de 2. Dar 2 oricum e suficient din punctul meu de vedere să faci treaba, da? Acum și dacă ai M4A4, n-am pus să tragi 30 de gloanțe, adică ori ai tras luat direct, mi se pare în continuare că e foarte OP arma M4A1S, cu tot cu acest nerf, mi se pare că e super OK arma și, repet, nu cred că e cazul de schimbări în momentul de față la S, adică eu nu m-a schimbat, nu mi se pare că m-a schimbat, dar mulți membri noi după ce s-a activat Members Gift, da, au fost vreo 100 ceva de membri care au primit gift. Mă rog, cine vrea să dea gift, poate să dea gift dacă vrea să facă o bucurie pe chat acolo, dar... repet... acum bomba explodează mult mai mult, adică dacă pui bomba aici, ți-e damage mult mai mult și... e nasol pentru că și dacă ai puțină viață, trebuie să fugi foarte mult ca să... mi se pare că și pe aici îți dă damage. Dacă ai pus bomba default, îți dă damage și pe aici, cred că abia pe aici e safe. Știi, și îți dai seama, trebuie să pleci cu vreo 10 secunde înainte, s-ar putea să se facă mai mult danger diffuser, să mai forțeze lumea exiturile de pe site. Mă rog, e nasol că nu mai poți spama smoke-urile la fel de mult cu S-ul, ceea ce oricum mi se părea super OP, eu practicam chestia asta, dar tot nu e rău, adică tot nu e rău. Păre Navi Face, te rog, nu mai da sin, o să nu mai spamez asta, ar fi super bine, iar doi, nu știu exact ce s-a întâmplat pentru că n-am văzut meciul, dar iau spar Navi. Tu ai primit gift de la mine, am dat și eu un singur gift și a primit, boys, hai să dăm drumul la joacă, hai să dăm drumul și la înscrierile pentru giveaway. Uite, a dat Buzi 5 gifte, te pup. Și hai să dăm drumul și la să ai simt un pătis să vorbești și cu tata. Îl bag și pe el pe cameră. Ia să vedem. Ia să zicea un pic că l-am băgat și pe el. Ia uitați-l. Pe Vio, pregătit. O să dăm luăm niște băieți după aceea să ne jucăm niște meciuri. Dacă vreți să ne jucăm. Și în meciurile astea le și ouălu, setup este. De ce mi s-a schimbat asta? De ce mai nu știu exact. Save. Și aici merge tot chat. Sau hai să prin game, nu știu, hai să prin game. Ce zici, boss? Alo. Mă auzi? Eu nu te aud. Nu te aud pentru că, deci, fii atent, ascultăm un pic, dacă nu vin eu la tine în cameră și să fac astea. Deci, deschide fereastra de TeamSpeak. Hai că mă uiți și citesc pe buze. Deci, ai deschis fereastra de TeamSpeak, dai la Tools, sus în dreapta, Tools. Options. Ai dat tools options, da, bun. Dai la capture. Ți apare capture în stânga acolo? Bun, dai la capture și vezi că e acolo capture mod și capture device. La al doilea, la capture device, selectează rode ceva, ar trebui să-ți apară rode USB, adică să fie microfon la, că tu ești pe căști acum și de-aia nu merge. Dă-i selectează ăla și dă-i apply ok după. E bine acum? Perfect, asta vreau să aud. Am creier, mă, să mor așa, că nici eu nu știe calculatoarele. E forță. Cine te-a învățat? Ce m-a învățat? M-ai învățat, ai instalat prima dată Windows-ul cu Nea Victor și după care ți-am dat fum pe partea de eSports, dar dacă o puneam pe mami să facă asta mai avea stream astăzi. Bun, stai așa un pic, să-i bag să se înscrie la asta. Deci poate să se înscrie toată lumea. Dacă vreți să scrieți, trebuie să scrieți peste 5 pe chat. O să las fereastra asta deschisă cu muzica. Și cred că o să dau drumul și la niște coduri. Dar aș vrea să fac și un mesaj ăsta de pe Nightbot. Ăsta cu premiile dezactivăm, că nu mai e valabil. Și băgăm un mesaj de ăsta cu PS5 follow aronjaxi.tv
Aron Gaming Marathon, nu știu cum are Gaming Marathon exact, dacă e cu un punct sau ceva. Gaming Marathon Ro. Gaming Marathon Ro, ok. Aron Gaming Marathon Ro plus like, 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 poză. Plus follow la Gaming Marathon. Așa. Și o să las ăsta, bun, ca să știe toată lumea. Și o să apară ăsta odată la... Stai că-l băgăm să apară la 5 minute. Every 5 minutes, bun. Gata. Dați follow aici, dați follow și la mine. Bro, dar nu e cazul că oricum nu pleacă de aici. Am liniștit că nu e problemă. Să trebuie să-l dăm, mamă, de-aia ia mai zic ceva acum. Vorbești? Da, te ascult. Bă, dar te auzei mai încet, acum te auzi, stai așa, că ia mai zic ceva. Am zis că nu e cazul să te mai chiunii, că oricum nu pleacă de aici. Așa, bun, hai că... Cea, se aude bine, se aude încet, se aude tare? Nu dau seama. Chiar că se aude bine. Când o să mai cod Jaxi 20, am Jaxi 15 aerii acum. Boys, boss, îi mai las un pic pe băieți să se înscrie la asta, un minut, două, și după care mă apuc să iau coduri. Hai că-ți dau ție invite. Ce meciuri vrei, okay, să ne jucăm? D-alea normale, gen de 16 runde cu 16 runde, sau vrei să ne jucăm d-alea mai scurte? Normale sau mai scurte, cum vreți voi. Hai că ți-am dat invite. Vrem ce și chat-ul, stai că bag un vot să vedem ce vor să ne jucăm, dacă vrem să ne jucăm short sau d-alea... Ia, stai așa un pic. Ce să fac acum? Deci ești în joc, ți-a apărut în dreapta ceva și trebuie să dai click. Ai intrat? Cred că ai intrat, că ți-a apărut ceva acolo. Deci... Dai și voi like aici, chat. 1470 de voturi și n-avem 1000 de like-uri. Puteam să fim prieteni buni, dar n-ați furut. Ce jucăm? Shorts normale. Ai intrat? Ai putut să intri? Ai putut să intri? Mai eu cred că da. Ok, stai așa un pic. Microphone muted. Așa un pic, să mă pun full web. Da, a intrat. Mamă, nu avem rang niciunul dintre noi. Boys, da, mă, o să puteți să vă înscrieți toți, chiar dacă nu puteți să vă jucați cu un părinte. O să ne jucăm niște meciuri împreună. Da, e super, e super. O să ne jucăm niște meciuri împreună și după care o să dăm drumul la, cum îi zice, la... O să ne jucăm, da, câte meciuri și la un moment dat o să dăm drumul la... la tombolă și să vedem... să vedem toate chestiile astea. Înainte să dăm drumul la primul meci, vreau să vă spun câteva chestii și, mă rog, vreau să-mi spuneți dacă vă regăsiți aici sau vi se pare real, mă rog, real, dați seama că e real, dar dacă vă regăsiți mai degrabă, vă spus, în acest studiu făcut de prietenii mei de la George, adică dintre gamerii din România, în timpul sesiunilor de gaming, 4 din 10 gameri își comandă mâncare în timpul meciurilor. Vă regăsiți în acest lucru, faceți chestia asta. Mă rog, asta cu își comandă de mâncare, se poate spune că și dacă îi spui lui maică ta să facă de mâncare, și dacă îi spui lui maică ta să facă de mâncare, te regăsești, adică la modul că tot comanzi de mâncare, înțelegi? Că nu comanzi pe net, tot comanzi, stea, mă rog. Na, nu o faci cu cardul, să spunem așa, dar... vreau să vă spun, uite, tot așa, tot din studiul ăsta pe care George îl face, spune așa că unul din doi gameri alege să facă achiziții cu carduri dacă, de exemplu, ești, să zicem, motivat că primești cashback. De exemplu, nu știu, să zicem că îți cumperi un joc care costă 100 de lei și primești înapoi 10 lei, o chestie de genul. Adică chestia asta te motivează... Da sau nu, adică chiar sunt curios de părerea voastră dacă sunteți motivați sau nu sunteți motivați de chestia asta. Iar la top de preferințe de lucruri care se cumpără cu cardă pe internet, bineînțeles, produse de gaming, periferice, chestii, tot ce înseamnă 56%, mâncarea e tot pe acolo, tot pe acolo, și următoarele ar fi hainele. Aparent lumea ia din ce în ce mai multe haine pe internet, which is nice, dar produsele de gaming sunt forță. Sunt forță și a fost un studiu realizat de repede George pe 1167 de persoane. Deci na, probabil mai sunt și diferențe. Deci repet, dacă vreți să vă înscrieți, trebuie să scrieți PS5 pe chat
like la ultima poză la mine, follow la mine și la Gaming Marathon pe Instagram și cam atât. Trebuie să faceți, da? O să vă apară mesajul ăla la fiecare 5 minute pe chat cu ce aveți de, ce aveți de face. Deci vreți să ne jucăm normale, bun. Dacă vreți să ne jucăm normale, lăsați codurile pe chat, că văd că lumea spunează pe 5, dați codurile pe chat, să dăm drumul la primul meci cu, cu mine și cu tata și de asemenea o să... cum îi spune, o să aștept după ce dați toate codurile, ne facem lobby-urile și până atunci vreau să vă zic că o să dea drumul și la gaming, la Gaming Video Awards, la care, mă rog, știți că la un moment dat existaseră discuțiile că sunt Jaxi Video Awards, dar au fost doar mici răutăți, dar vreau să vă spun că se dă drumul și la Gaming Video Awards și, din păcate pentru mine, anul acesta nu mai pot participa, dar sunt președinte de juriu și în juriu vor fi și Bobo Spider și Ovi, așadar o să fie, o încercăm să facem cât mai ok toate clasificările, așa, toate punctajele. Data aceasta o să fie și punctajele transparente, s-au făcut foarte multe schimbări acolo, mare parte propuse de către noi, membrii noi din juriu, de către mine, de către Bobo Spider și de către Ovi și sperăm să se înscrie cât mai mulți creatori de conținut în cazul în care își doresc chestia asta. Bine, încă se anunță momentan Gaming Videos pentru că înscrierile vor începe în iulie. Am încercat să aducem toate îmbunătățile care se puteau aduce și bineînțeles orice feedback e binevenit, dar o să revin cu noutăți în cazul în care, în momentul în care se vor înscrie. De asemenea, nu uitați de biletele de la BGW și pentru cei care ați intrat mai târziu, eSports-ul este aproape să fie recunoscut, să fie recunoscut, aproape să fie recunoscut, which is nice. Și, mă rog, dacă cazul care n-ați văzut, vă arăt și, cred că asta e scena pe care aș putea să vă arăt, cred că dacă mă pun așa, nu știu dacă se vede bine. Asta este și studiul pe care vi l-am arătat, dar bine, ar trebui teoretic să-l scot pe tata de aici, de pe cameră și să mă scot și pe mine ca să se vadă exact full. Așadar, sunteți băieții care vă dați comenzi pe internet de mâncare, vă luați produse de gaming, mostly, și folosiți carturi dacă primiți cashback. Ui, ceea ce e interesant că n-ați de seama, dacă ții ceva și primești bani înapoi, este mult mai motivant acest aspect pe studiul realizat de George. Toate acestea fiind spuse, e timpul să dăm drumul la treabă și să luăm coduri de pe chat pentru a... Deci eu nu o să închid Nightbot-ul ăsta. Bă, stai-mă așa un pic, am făcut-o pe chat. V-ați înscris degeaba până acum, acum încep înscrierile. Dar mă rog, aia cine s-a înscris și a ieșit de pe live era oricum doar giveaway hunter. Băgasem comanda de pe Nightbot și am ieșit de pe pagina asta de pe Nightbot și nu trebuia să ies. Să-mi aduceți aminte să uniți de pe pagina de pe Nightbot, bine? Vă rog eu să-mi aduceți aminte neapărat. Hai să luăm... Bă, am făcut 1000 de like-uri, i-am mis un like, s-au făcut 1000. Într-o oră suntem forță rău de tot. Hai să luăm niște coduri de aici, de pe chat. Hai să luăm niște coduri de pe chat de aici. Boss, ești pregătit să ne jucăm? Da, bro. Așa. Sunt pregătit. Hai să-l băgăm aici pe Andrei Bogdan, care nu mai are membru, dar are moderator. De azi dimineață ești pregătit? Normal. Hai să vedem. Te-l băgăm și pe... Hai să luăm și un băiat fără... Uite, îl băgăm pe Marius Jercan. S-ar putea joace bine băieți ăștia, că eu nu mai am rank. A intrat un băiat cu... Ce jucăm? Ce hartă vrei să jucăm? Arată-mi. Nu contează. Bate-mă acum. Mai băgăm și un membru nou care cred că a primit gifted. Chidem și studiul de la George și dăm drumul la joacă. Te așa că văd că am intrat amândoi, nu? Până acum. Dar de ce nu merge codul ăsta? M-a păcălit băiatul ăla? Nu m-a păcălit, merge. E short match, hai să dăm long match. Hai să dăm drumul cu Mira și așa lejer. Sau un inferno. Ia să ne... Aveți microfoane, băieți? Da. Almighty, ai microfon? Almighty, ai microfon? Da, frate, am microfon.
Hai că ai dat accept, boss? Nu, că nu știu cum. Dă-i pe acceptul ăla pe mijloc. Păi dar nu pot, că am altă fereastră deasă. Din tăiar pe jos. Dar ești că vine la tine. A, intrat, ai dat pe Steam-ul. N-ai dat accept. Deci fii atent, ai dat pe Shift Tab aici. Dă pe setting să scot asta de Shift Tab. Dă-i pe in-game acolo. De aici. De așa și vezi că am pus-o pe F3. Da, ok. Era overlay ăla de la Steam-ul. Hai că mai dau la ok. Mama, a făcut marele bait. Like father, like son, mă, ce ai? Cum o imagi fără rank? Nu era pur rank, aveți dreptate. Gata, am deschis. Am deschis geamul. Trebuia face-i cu tata, bă, nu știu dacă era chiar ok pe face-i, mă, că era diferență prea mare, îl băga cu băieți de 2000, îți dai seama că nu era așa ușor. Bine, are calculator, mă, se joacă de la Alexandra, adică nu era nici neapărat greu, dar... Lasă, îl luăm ușor așa. A făcut bine că n-a dat accept, da, că nu era ranked, adevărat. Acum ne dă eroarea asta un pic, că n-a dat accept, dar după o să meargă. Forță pantalonii sunt de-aia de baie. Bă, nu mai turlați cu gol Dinamo, că nu joacă Dinamo, dar nu mai turlați. Nu mai turlați. Bine? Bă. Mă bucur mult de tot că a intrat legea asta în Parlament, chiar abia aștept să fiu declarat sportiv profesionist și să mă duc pe la o instituție bancară să mai fi considerat păcănist. Gata, bro, am dat. Ai dat acum, gata? Da, altceva. Da, mă, erai tu, dăuzi tu Shift Tab, dar cred că nu ți-ai dat seama. Că, mă rog, nu știu, mi se pare că acasă ți-am pus altfel bindul ăla, nu știu. Te bun, Pixa, X-03, ca și spurat, fracul tata Jack, sper să ajungă pentru un an, abrumată, blodă sau brună. Ce, bă? Andrei, pe mai Dinamo, da? Spor la fraguritatea Jaxi. Sper să ajungă pentru una brumata, blonda sau bruna. Băi, ce vrei să spui? Tata, eu nu mă... Fidel sau... N-am înțeles eu exact ce-ai spus. Microphone activated. Boss, a zis un băiat... Cum? A zis un băiat... Spor la fraguritatea Jaxi. Sper să ajungă pentru un... Pentru un abrumată, blondă sau brună. Ce asta e? Un fel de băutură cu talea afinată? Da, pentru bere. Mamă, ce dalea de... Astea-s dalea de oameni care au, nu să zic bătrân, dar... Nici puștani. Uite vorbe dalea, mă. Taa, mă, să moară așa. La bere se referă? Da, da. Bă, vor spun să folosiți termeni de e-sport, da? Cum se zice acum? Pilsner? Cum se zice? S-au scos arenele pe Face-i? Doar pe Face-i s-au scos arenele, da. Doar pe Face-i s-au scos arenele. În matchmaking încă sunt arene și orice altceva, doar pe Face-i s-au scos arenele. Bă, chat, se vede bine tata? Vrei să-l fac mai luminat? Ziceți, îi dau lumina un pic mai tare sau e ok? Da, dar ăștia și drag. Aha, zici că... Ok, de copt, ok. Te pup, Alex, să găsești ce copt. Te pup, Alex, te pup, te pup. Să rămână la de tot. Pe balcon. Boss, dacă dai, mamă, stai că... Te ascult. Dacă dai în tab cu click-ul pe mine și ți-a apăsat pe box-a acolo, să-mi dai cumva mut. Știi? În tab acolo, dacă poți. Unu mid. Ieși la cutii în spate, unu. Unu în spate la cutii și cred că... Și tu, una Tetris. Bomba, na. Palat. Am urmă mid, nu? Da, na. Nu e problemă, băieți, eu omor-te pe tot ăsta, zi nu știți, dacă ăștia v-au supărat.
se rezolvă situația. De ce n-aud info, ai tu? Ai reușit să-mi dai mult în joc, boss? Cu tine... N-am înțeles. Ai reușit să-mi dai mult în tab? Nu, nu. Deci fii atent, dai cu click-ul pe mine. Click-ul normal, dai click normal pe mine și vezi că ți-apare acolo. La un moment dat ai o box așa pe la mijloc, vezi? În dreapta așa la mijloc, vezi? E semnul ăla de întrebare și deasupra e o box așa, pe care scrie 1.0. Da, nu reușești, lasă. Lasă că vine să... De-aia să nu mă auzi de două ori în joc de-aia. Lasă că vine și ți modific asta. Mort în o rampă. Excelent. Mort mid. Under, under. Under și top. Spate la cutie unul. Palat unul. Unul palat și unul under. Palat ultimul. Bă, dar repede este în glanțele la S-ul ăsta. Boss, ia pistolul ăsta. Ia pistolul ăsta, boss, e mai bun, uite, lângă tine. Ia uite-l, jos. L-a luat băiatul ăsta. Bă, nu mai lua pistolul lui tata! Dă-i-l înapoi, Almighty, așa. Nu mai trebuie acum, care armă? Să-i descurc. Bă, zic că-ți dau o lumină un pic mai puternică, ca auzi băiții că vor să te vadă mai bine. Ok. Da, mă, pierd o hale, blab. Așa un pic. Lumina dreaptă. Așa. Vin acum, dau un flash mid. Am dat. Under, mă. Boss, tu n-am mânit. Și-am mai stins încă doi sub balcon. Dați cu ce aveți sub balcon. Boss, sunt... Da, ești în casă, băga peste, nu? Da, l-ați băgat, mă știe ăla din under. Ți-am dat smoke în cont, să știți e. Casă B1. Unul își face boost în balcon, unul top mid. Microphone muted. Microphone activated. În stânga aici boss-ul, și-a făcut boost în balcon, cred. A dat ceva un flash. Asta zic! Suuuu! Dai cu view. Microphone. Vezi că activated. Ai un gap în stânga, cred. Ah, nu, ai, n-ai gap, nu vezi prin smoke, cred. Jos, sub balconul, nu, sub geam. Hai că trece smoke-ul și-l vezi pe ăla sub balcon. Unu dați cu view, nu dați cu view! Vezi că e bun, m-a pus în asta, știi. Nu te duce, bă, n-ai. Ah, nice try. Frumos. Microphone activated. Bravo. Microphone muted. Da, a zis un băiat pucea, tatăl tău joacă mai bine decât mine. Adevărat. Murim. Microphone muted. Microphone activated. Se ia un cold, se ia un cont ăsta mai mic, ziceți? Se alege viu pe hartă? Ba, am băgat thunder, nu e nimeni, să știți, aveți grijă pe mid. Ați auzit pe mid ceva? O ieșit din rampă unul, cred. Da, o ieșit din rampă la Tetris. Unul parat. Că unul ieșit la Tetris. Doi site. Microphone activated. Facem eco? Da, îți face eco. Boss, fii atent, stai în bază rândul ăsta. Deci dai click pe mine pe tab. Deci dai pe tab după. Ah, stai mă că știu de ce nu poți dai tu. Deci dai fii atent, dai tab. Ai dat tab acum? Ai da. Dat tap? Dă-i click dreapta. Și ar trebui să-ți apară un cursor așa, să-ți apară săgeata. Ți apare săgeata acum? Da. Dă-i click pe mine. Pe 360 da. Așa și vezi că ai 7 chestii în dreapta acolo, da? Vezi, da. Ai, așa, și dă-i click pe boxa aia la mijloc acolo și dă-i să se facă cu roșu așa, să fie mut. Am dat. Și mai da pe mut acum? Da. Așa, ca să poți vorbi și eu în joc, să nu mă auzi de două ori, că se aude gen mă auzi în joc și, na, e nasol. Ok. E la B. Vezi că au intrat, vezi, știi. Intrat. Da, hai să zicem să facem exit, fraguri. Direct unu. Hai că meciul următor mă bag eu pe un cod mai mic.
Primul este cad de aici, să știi, sensei. Nice try. Hai să-i batem acum. Deci, vreau să... Mamă, da, mă, să prind un AWP și arunc în aer. Vreau să faceți un setup acolo, na, boss, du-te sub casă și ascunde-te acolo sub casă. Okay. Vrei pull armă, Jack? Nu, ia-ți armă, că dacă n-ai armă, e groasă. Lasă că mă descurc așa. Bagă-te sub casă acolo, boss, stai unul în bază, îi faci bait lui Vio. Și fii atent, deci, stai unul la tichete, boss, tu stai sub casă și când iese ea din rampă, o să-ți dea flash-ul al tot de la tichete și ieși și arunci în aer pe toți. Ok. Nu e foarte complicat. Bravo. Unu rampă, să știi. E ieșit pe cutiile alea pe acolo. Ți-a dat molotov? Casa, l-am. Casă. Da, Bogdan. Mamă, ți-a dat foc ăla, a? Măi, suferiți care vii o 55 ADR să moară frații mei. Forță până acum, suntem perfecți. Boss, dar nu prea dai info acolo, pa, nu știu ce se întâmplă. De ce, mai am timp? Muriu. Las că intru eu pe un cont mai mic, că ăștia sunt balauri de ăștia, de trebuie să mă concentrez eu să-i bat, apoi tu. Nu, o să jucăm cu FNK azi, cred. N-am să jucăm cu Zeus, că joacă la control Zeus. Față la con mortul, nu? Palatul, nu? Nu, i-a zis încă unul, con. Mă, o spre B. Care știi ăștia că stăm cu unul B în fiecare rând. Palat. Dați-vă la Vio care e băgat peste impantă să moară geană și stil de Ferrari. Unul under, la Bogdane, under Bogdane, unul. Nu e palat, cred. Cred, nu? Nu, e ce am spus. Stam unul cu palat. Unul din ramă. O ieșit Polar Tetris. Tetris Polar. Noi. Nu mă, unde l-am pus atunci? A fugit. Și ăsta e casă, Bogdan, e secat, să știi. Cred că vine la tine acolo. 100% vine la tine acolo. Excelent. Hai, boss, că-ți dau acarul, la următoare ești pe ei. Ia, unde ești? Ia, uite, se-a atacat jos, da, lipă ăla. Ia-ți armură mare. Nu mai dai F1, ți-i armură mare, da, dai B, echipament de la 5 și după ți-ai chiar valpul helme. Da, dă-mi armură, dă-mi AVP, Bogdan. Ți-a luat armură? Nu ți-a luat armură. Vezi că ai jos acolo, pe echipament. Ți-ai luat? Nu ți-ai luat. Gata. Asta zic, armura e importantă, rău de tot. A dat și peste. Cât din ram făcut polarul? Trebuie să retrag după ce m-am bătut. Stați așa că stiu un con. Unul e top mid. Unul con undeva. Under 2. Nu a fugit under. Poți, du-te ușor spre din bucătărie de acolo și ține la B din bucătărie, vezi, poate intrai acasă. E unul top mid polar. Au luat B-ul, mă, o să cred. Unul e mid încă. La scurt. Are 10 viață la scurt, nu cred. Bravo, boss, bravo. Forță! Și ăsta e short. E spate site. Bagă-te, ajută-l, în spate site, în dreapta. Oh my god. Bravo. Te pup, boss, te pup. Nu citim tot numele, că știm. Ce că e aici? Greșit. Nu, eu am deja unul. Bravo, boss, l-ai spart pe ăla în kitchen aici, de s-a băgat peste forță. Ce-a făcut, mai ieșit batul ăsta? Cred că a dat eroare. Ce, te-ai dat F1? Ia-ți și un smoke dacă e, sau să-l ai acolo pe tine.
Nu știu dacă a pus 100. Dar de fapt nu-ți la că oricum nu-mi dai utilitățile de obicei. Asta nu-mi da. Ține să ai runda, fiecare rundă armă decât să-ți ai utilități să nu le dai mai bine. Sensei, sau cine ținea? Sensei, stai la tichete aici, lasă-l pe viosul casă și fă-i bait. Dacă dau aia molotov, ține smoke-ul și stingi molotov-ul, da? Eli, dacă îi vede în față, nu iartă, dar nu trebuie să-l băgăm la molotovele de-astea. Vios a șcat un 6 logic. Pe ce seară te jucai, boss? Pe Târgoviște, la pe ce te jucai? Da, pe Best For You m-a jucat. Păi da, da, pe Best For You, dar cu mult timp după când... După aia pe Târgoviște, da, s-a dus. Hai, lua mâinile lui, mă, pe Târgoviște acolo. L-am prins o dată chiar. La început, l-am prins o dată. Jura cu niște copii de aia. Am murit de râs, am venit acasă, era nervos rău de tot. Rămase niște copii de aia, zic, ce-i mă? Zic, ai copii de ăștia acasă, de ce scui? Faci, mă, urmă rău de tot. După aia, dar atunci nu s-a mai certat cu ei. Dar la pavă, aveam nervi rău de tot. Vezi, ai, troll de ăștia, cum sunteți voi pe chat-ul dintre voi. Am murit de râs. Mă, dar, ai, pare 2 minute pauza asta tehnică. Murim de râs, mă, ce ai. Trebuie să te juci de-astoi atunci că știe mapa perfect? Păi știe, mă, și Mirai, știe și Mirai, știe și de-astoi, nu știu că și de-astoi după, le știe pe toate. Bine, de-astoi ăsta nou, nu știu dacă s-a jucat el acum, că n-a apucat să joace, dar... Când se află câștigătorul... Ai dat 2, nu e nicio problemă. Da, e aceeași hard, oricum nu e mare, mare diferență, să zici că... Da, te descurci, am toată încrederea. Sigur. Bă, la, poate intră băiatul ăsta înapoi, ne-a păcălit, mai bine nu-l băgăm. Da, dacă intră băiatul ăla, mai bine. Microphone activated. Mamă, și nu ne bagă nici botă? Nu. Da, măcar dă bani în continuu la un moment dat, nu? Da, îți dă bani în continuu. Hai ca așa stăm dacă e Bogdane, nu știu, încearcă să stai din spate de la B, să-i, dar să-i ții și B. Și mă bat eu cu Emil. N-au ieșit mid. Nu mid. A, dar așa cum am făcut din under. Under nu. Bă, dar ce timing au ăștia, nu fiind, fac nimic. Vezi con boss. Bravo. Numărul 1. Bă, s-a bătut pe mine, era jos con. Microphone activated. Tot dă pe acolo de unde ți-a venit la boss. Ori sus de pe scări, ori s-a băgat în stânga acolo spre junglă. L-ai văzut, ăla e. Forță! Nu dați, mă, nu dați cu view aici. Bune, numărul 1. Ce aveți? Numărul 1. Bă, numărul 1, joacă mai bine. Nu vreau să fac bully și de-astea, dar n-o dai, ești nebun la cap. N-o dai, ce-i? Insignia de 10 ani. E contul lui personal ăsta, nu că insignia de 10 ani, nu știu de când îl are. Nu știu unde apare de când. 13 ani are de când are cont de Steam, nu dați. Dacă intră mai repede. Ce, intră băiatul ăla înapoi sau ce? Forță. Bă, n-am văzut să iasă mi, dar ăștia vin play din antar. Ba da, ai ieșit unul la cutii. La B. Vine acum. Hai, Bogdane, că ești cu P90, aruncă în aer. Unu mid și restul intră B. Vin și la mid? Da, nu știu ce a făcut la mid, cred că a fugit. Vino B. Nu a plantat, unul vine târziu. S-a dus bancă, mă, uite ce stream a făcut. Unul s-a dus bancă, nu e aproape de tine niciunul. Ți-a dat flash, dar nu e niciunul aproape, să știi. Unul e la bancă, păi, și unul pe site. Nimic. Bancă în stânga. Bancă ultimul. Bancă. Carton. Ah, nice try. Hai că-i întrebat să înapoi, e bine. Mamă, hai că-i ieșit și ăla de la ei. Hai că-i ieșit ăla de la ei acum, e bine așa. Dar o să vine, iar pauză până revin la, nu-i problemă. Da, o revenit, e bine. Dar ne jucăm cu Vio azi, mă, ziceți meci oficial? Cred că joacă un pic mai bine ca FNK, sincer. Da, eu. O stai tu acolo, ia ancoră. Mamă, de acum acolo când mai moare Harder într-o poziție de asta și joacă ancoră, se zică Vio omora 2 de acolo. Am că ne-a revenit ăștia, suntem cu adevărat. Rampă 1. Rampă în dreapta 1, să știi.
Ceva med? Palat, ai zis? Da, da. Băi, zi mă, momentan în palat. Con, unu. Con, con, con. I-am dat în conul, unul nu mi-am dat. Bravo, unul casă, boss, unul casă și rampă. Casă și rampă. L-ai văzut. Au, uite, se mișcă, nu stă pe loc. Forță, băi, forță. Boss, bagă-te pe lângă smuclă, în dreapta aici, așa. Așa, așa. Pantă, 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 pantă. Acolo, acolo. Și con, ah, unul con. Con. Bă, ăsta nu se știa. Băi, ați vrut să vă duceți peste ăla în bază, dar nu vă uitați niciunul ăsta la con. N-are nimic, hai să facem eco. Te trebuie să mă lăși pe mine acum. Unde? Să nu mă bag. Păi, am crezut că stăm unde acolo. Îl țineai pe ăla. Erau deja doi care să facem un eco. Ai dreptate, eu am greșit. Da, hai să facem eco, hai să facem eco. Eu am doar USP, cred că țin de... Da, să lasă ține lărcul, mă, are dreptate. Hai, nu poți să te cerți. Microphone activated. Mama, ai și doi pe mine, am murit. Am murit, să știți. Am glumit. Nu, no, un short. Microphone muted. Am uitat cât de prost e să tragi cu pistolele pe matchmaking. Da, 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 că, dacă lăsam pe el să țină lărcul, îl și surprindea pe ăla, că nu se aștepta să se bată pe el. Să vină peste tine acum, să știi. În dreapta, îți urcă scara aici, în dreapta, acolo. Unul side, unul te ține de pe scările alea de acolo. Microphone muted. Trage-l ăsta, moare ea. Ah, na, n-are nimic. Sărit ăsta s-a... s-a zbenguit. Hai să-i batem. Hai. O să mă bag cu flash în under să verific dacă sunt ăștia în under și... și că în apel. Okay. Oh, nu știam că vrea să ține lărcul acolo. Ce vreți? E taică-s-o la Jaxi? Nu mă, am luat un individ de pe stradă și l-am băgat în studio, Alexander. Nu e tata, stați niștit. Smoke to mid. Poate să iasă mid, iar. La B ceva. Sigur? Bă, și băgat mid. Short vreo 2. Băgați mid și la B. Bă, aveți grijă, bă, eu sunt în spate casă, nu mă știu. Da, banca încă unul. Stai așa un pic, omor eu plantul. Dacă plantează, nu mă. S-a băgat direct în market. Casă, bă. Site-ul nu și unul nu știu unde. Mai avem gloanțe, bă, uite, 20 de gloanțe. Na, uite, acum dacă mai avem 5 gloanțe. Site-ul ăsta m-a omorât pe mine. Cred că e în dreapta acum, uite, l-ai văzut. Mamă, ce centrare profesionistă. Da, azi fac extragerea la peste 5. Va apare acolo pe ceea ce trebuie să faceți. Dați follow la mine pe Instagram, la Game Marathon pe Instagram. Nu, hai să facem eco pentru ultima, hai să facem eco pentru ultima. Bine, tu poți să-ți iei, tu poți să iei ca ai și runda următoare, că ai 5000, ia-ți sem patrola și ai și runda următoare, așa, bravo. Nu vrei să-ți dau ție? Nu, 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 ține acolo, așa, poate te căi. Bă, tata are 4 cu 3 cu 11 și are 57 adere, nu mai suferiți nici de mult, care are cu 11 mai puțin adere decât Bogdan care-i suprim. Molo, în balcon, să știți, spați de ara și cu un short, aveți grijă. Short, intrați, fort. Unul cu intrat. Scurt, nu eram fort. Se bagă peste tine jungla. Mai unul sub balcon. Unul în junglă și unul în con. Poate să-ți iasă aici să știi în gaura asta. Bravo, și le-am mai auzit pe încă unul care ieșea din conector acolo, tot în junglă, tot acolo. Și celălalt în site, ați acolo. Da, era mai aproape decât mai da. Că l-au zis în pe asta, mai erau mai încurcat. Bă, îmi pare rău că încerc să-ți dau indicații, dar se aude mai bine da, când ești mult. Pe ce, da. Pe ăsta din site? Pe ăsta din spate, da, de-aia m-am întors la el. Ah, n-am știut. L-am auzit după. Hai că oricum este bine cu 6 runde, dar... Almighty, dă drumul la brațe care mai multe fraguri tata ca tine și se joacă odată pan. Adică nici fel de presiune, bro.
Nu te spără, dar de anul trecut de la Vodafone nu mai e. Hai, vezi? N-am văzut să merg din B. La B, cred. Intră? Am băgat pala și... E de minus 97 la B, i-am dat cap. Unu a sărit. Mai sunt doi pe. Bă. Unu bancă, unu și unu mașină. Haide mă. Bravo. Microphone activated. Unu bancă. Și a murit ADP-ul. Microphone muted. Of. L-ai văzut în dreapta. Bravo, ultimul bancă, cred. Microphone out. Mami, sport, șoze. N-are nimic, n-are nimic. Microphone muted. Asta mă încearcă, băgăm, îmi iau cont de smurf acum, că am prank prea mare și... La mine ar putea să batem puterea. Microphone activated. A, nici fel de problemă, am mișcat bine. Bă, ca într-am întâlnire, că ne-am șicat și 4 și de-astea. Vreți să dăm, vreți să dăm HB? Microphone, microphone activated. Ok. Hai. Microphone chat, vreau să văd acolo multe like-uri pentru Vio. Intrăm din prima, nu stăm, microphone, nu? Activated. Da, 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 nu stăm la discuții cu ei. Ok, hai. N-am luat nimeni flash. Nu contează, n-am nevoie. Se desupra. Mamă, dar au tras 3, mă, erau 3 aici. A, ba, nu, 2 erau, mă. A, am avut ghinion că erau 3 din prima aici. Erau 2 short și 1 B. Și m-am și blocat ăla cu molotov. Ne-au leșinat. Hai să forțăm unul de asta, dai un smoke, Tomit. Boss, poți să-ți iei... Nu știu, ori pistol armor, ori dacă vrei nu-ți iei nimic și ți-ai acolo. Nu mi-au nimic. Bine. Bă, mă interesează cum de silver, mă. Dacă puteți să-mi dați. Cum de silver mă interesează. O, da, uite-i pe ăștia ce își dau viață să mă orice. N-am un joc cu flow care îmi face strip-uri în smoke pe matchmaking. Doamne, ferește-mă cu cine... Nu se joacă toată lumea care știe cât de cât s-a atâncă pe matchmaking? Ăsta, basic? Uite-i pe băieții ăștia care s-a moră și dau viața efectiv. Bine, poate era ultimul boss, dar pe Counter aparent. Microphone activated. Bă, hai să mai facem o rundă de eco. Că n-avem nici asta. Poți să-ți iei dacă vrei armură și un pistol. Asta nu dau cu ăsta. Bă, mi-au armură în fiecare rundă, că poate prind o armă și le-au rundă, că e greu, e greu altfel. Băgat Thunder? Bravo. Microphone muted. Microphone activated. Acum pe marginea de la geam. Șolane, game, uite-te și tu la el. Băgat în Under, cred. Nu, e liber, Ander. Mă glumești că l-am dat în cap când am sărit pe bancă? Mamă, cu ce băieți profesioniști nici cam. Poți, dă și eu una, caca, ai 8000. Poți să mi-ai dai și mi-arul. Uite-mă aici, și mai ați una. Apasă F1, că-ți mai cumpăr o armă. Perfect, nu eram eu ăla, dar e bine așa. Gata, gata, că mi-a dat dreptă, nu? Dau smoke pe mid, hai să-i și pe mine să-mi batem cu ei. Să-i dați la heuri în balcon dacă puteți pe mid. Scuze. Nu problem. More short. Balcon. Stânga balconul, nu? Microphone muted.
Pune în balcon, e secat. Microphone muted. Microphone activated. Bă, nu știu ce eram cu reau ăștia, dar se pare că flow-ul ăla e prea profesionist. Ascultăm, cumpărăm? Da, hai să luăm. Puteți dați altul smoke to mid ca să poți să facă play pe mid? Ca să nu pierzi spawn-ul? Puteți dați to mid careva? Da. Ok, hai că dau unul în balcon și mă bag. Mă bat cu ei. Sări mid și mi-a dat lag din săritură. Under 1. Am murit undercut. Unu short. Unu short. Doi la B. Cauzi un acolo. Dar n-ai tras în mine. A, nu? Nu, era un short, ai tras în băiatul ăla de jos. Leader 1. Microphone muted. Sare după scară și mă omoară flow. Microphone activated. Ce băieți pe GL. N-a tras în mine. A tras în mine mă totul. Spica constant că se lucrează la mine. N-are nimic bro, n-are nimic. Bă, m-ar interesa un pic să-mi spun de silver, bă, pentru meciul următor. Microphone activated. Moctomid? Bă, dar cum i-a dat mă ăla, mă, cum i-a dat mă ăla lei că n-a căzut? Microphone activated. Se cad mi-e în balconul ăla. Short mort. Window. Hai boss, hai să mergem, mă. Vasie, băga pantă sensei? Ai auzit ceva? N-am auzit pantă, unul... Așa. Un pic să ne arunce la aer, băieții, și vedem, te ajutăm. Pe la moare, dar dumisale. Ce dor, ce chine, ce jale voi. La poarta dumii sale. Să rămână mult de 50 de cocobro. Salut, promovare și parere la stream, te rog. Încercăm după, bine? Rom? Da, hai să luăm că e ultima rundă. O să-mi iau cont mai mic, că ne dă cu transpirați de ăștia de... Își dau viața și sufletul. Păi, aici că la băiatul ăsta se lucrează pe acolo. Nu știu exact în ce țară trăiește de se lucrează duminica, dar... Dar România sigur nu e băiatul ăsta almighty, că România erau băieții pe spate direct la o berică. Au 3 AVP-uri să știți, AVP B, AVP conector și AVP în balcon. Au 3 AVP-uri. Da, nu se vede donația că n-am pus aletele, că nu mă gândeam că se donează nimeni la maraton, că de obicei nu se donează la maraton, dar aparent... Microphone activated. Nu văd. Mai am un short, a? Short-ul nu m-a murit. Short și-a murit ăla lung. Hai mă, la... Casă pe... Nice 3. Hai, hai să vedem ce rancuri aveau băieții ăștia, chiar sunt curios. Chiar aveam oricul dor direct să moară și ăla. Nu, aveau ăsta... Demage pe acolo. Sau nu că erau smurf, mă, că nu-și caută demage ăștia ce-i. Deci are ceva să-mi dea contul silver? Microphone activated. Ia să vedem. Microphone muted. Skill expirat. Pe și ăștia când arată?
Ma. Ok, era chiar echilibrat ce ai. Direct. Ți-a dat două, un cont de gând în doi pe Instagram? Ok, hai că mă uit acum. M-ar fi interesat de Silver, mă, da. Hai că mă uit acum, să te bag acum un cont. Bă, stai așa că îmi schimb contul, da? Da, așa. Imediat, stai un pic, două secunde, te rog. Te rog, stai un pic, două secunde, că schimb contul. Stai să văd cine îmi dă cont aici. Unde sunt conturile alea, mă? Silver Elite Masters, ia. Am cont. Am un cont de Silver dacă ești interesat. Salut, Cosmin. Unde e, mă, băiatul? De mi-a scris. Cred că m-a păcălit băiatul ăla de mi-a scris, sincer. Mi-a dat niciun cont. Ah, uite ea. Așa. Cod. Microphone muted. Microphone activated. Bă, chat, avem o problemă. Avem o problemă. Stați așa să mă loghez pe cont și vă arăt problema. Am lăsat deschis ăsta de Opera și cumva mi s-a închis în timp ce m-am jucat. Uite, Opera has recovered from a crash. Cred că îl deschid pe celălalt calculator, nici nu știu. Că scrieți iar peste 5, că vă înscrieți iar, că aparent... Nu îmi înregistrează asta, nu înțeleg de ce. Uite așa că m-am logat pe contul ăsta la băiatul ăsta. Microphone muted. Da, mă, stați așa că mă enervează. Intru pe Nightbot pe celălalt calculator și acolo nu se închide, că o să rămână deschis totul, nu o să mai intru așa și la sfârșit vă bag de acolo display capture cum ar veni. Stați un pic. Vă zic eu când să vă înscrieți, că nu, că pe ăsta nu e și vedem și câți oameni se înscriu real time și toate chestiile astea, că aparent aici degeaba vă las eu că se tot resetează ăsta și mă enervează rău de tot. Ia, giveaways, mods, keyword PS5. Că dă crash ăsta, ia, gata, așa, bun, și aici merge să înscrie toată lumea, bun. Uite și-l pun... Am post așa aici. Gata, chat. E ok, ia să ne mai alungat aici pe cont. Bă, stai așa că m-am logat acum pe contul ăsta, are rang mai mic și o să mai bag niște băieți aici, să-mi dați și coduri, boys, băgați acolo PS5 și toate alea, dar să-mi dați și coduri, da? Please. Să-mi dați și coduri. Pare și... V-am rupt cu urechile, a? Hai că-mi fac setările dacă e pe live. Boss, ești în joc, da. Acolo? Fii atent, da. Poți să dai în dreapta cu mouse-ul pe meniul ăla? Da. Așa, îți apare acolo la friend request. Ai văzut? Îți apare acolo friend request, dai pe plicul ăla, după care dai pe add friend.
Vezi acolo? Da, pe, da. Așa, și după care dă, îți apare o chestie pe mijlocul ecranului, nu? Așa, da. Și vezi, dacă stai cu mouse-ul peste peste copii ori codul ăla, ți-arată un cod. Dictează în codul ăla mie. N-am. Deci dai, zi. S2. Da. JDL. Da, liniuță. Liniuță, FR, DJ. Da. Ok, hai. Andule, vrei să joci, mă, te bag cu Vio aici la creație? Vezi că ți-am dat eu invite, mă cheamă Mix. Ai primit? Da. Hai, dă-i clip pe ăla acolo să intri. Zi, Andule, dă codul să te bag aici, Andu, să facem echipă puternică. Intră pătăsă, bine, intră pătăsă, Andu. Intră pătăsă. Stai, stai așa un pic. Păi nu știu, mai bag un băiat ăsta, un membru ăsta mai vechi. Că... mie să nu mai iasă lumea, că nu o să aibă Vio deloc o experiență plăcută după. Să mă arăt jana, l-am băgat aici să joace și... Păi aici și băiatul ăla din mie, cine a jucat cu ea, deși au dat viața, sufletul. Nu să iarunce în viață, în aer. Stai așa că băgăm și Pandu, îl știi boss Pandu, nu? Da, tati. Ia zi. Salut, Andu. Salut. Salut, poți să dai codul? Să trăiți, să trăiți. Să trăiți și dumneavoastră. Codul? Da. Unde îl dau, că nici nu știu. Stai. Dai acolo, la ad friend, în dreapta, după plicul ăla. Dai pe plic, dai pe plic, după dai pe ad friend și după care... Mai zic codul? Da, zic codul să-ți dau invite. Te pup, mă, ține vin. Cum? AE. Da. 7. Da. WZ. Da. Liniuță. Da. 6Z. Da. R și Q. Asta e, mă, Andu, cu poza asta cu FCSB. Așa. Cea mai bună poză din istorie. Gata. Perfect. Păi și l-aveam și pe Xiao, dar nu s-a băgat, nu știu, sau? Nu i-a dat invite, ia. A, nu, era pistoletul blindat, hai să mai luăm un băiat. Așa. Te luăm pe Ian cu Raul, am încredere în el. N-am mai jucat din martie, Counter-Strike. Ma. E perfect. Nu contează, trebuie să funcționăm ca o echipă, nu individual. Sigur, sigur, sigur. Ah, sigur, noi suntem în cei mai echipă, nu individuali. De forță. Ce ai forță rău de tot. Gata, a intrat toată lumea? Bă, suntem profesioniști, mă, normal. Ba, tata a zis că vrea să joace un Dust2. Asalt. Care e problema? N-am sunet aici. A, l-am oprit de tot, de aia n-am sunet. Trebuie să oprez muzica, ăsta e MVP volume, așa. Ăsta așa, ăsta așa. Bă, n-am rezoluția, a, nu, m-aș speriat. Chat, îmi fac setările de față cu voi, da? Nu mai pot să fac setările de față cu voi, că începem meci lung. Asta vreau. Păi, aruncăm un net pe băiții ce aveți. Meci lung pentru ei? Pentru ei, că... Să fie scurt, adică îi bate. Îi spargem. Bă, ai de zi, l-ai desconspirat pe băiatul ăla până la urmă? Da, frate. A vrut să mă ardă, dar am dat impostor afară. Bă, chat, am murit de râs intru la după live și zici, ai dat un mouse, nu ceva, Logitech, o chestie de asta. A dat un mouse și câștigă un băiat. Nu știu cum, că e Stork, nu? Da, Stork. Nimeni nimic. Mai apare un Stork, mâncați ăștia. Din neant. Din așa de nicăieri apare un Stork. Și după care am îndoi același profil, același nume. Și gen erau, știi cum sunt Spider-Man, ia de se arată cu degetul. Așa erau ei. Și până la urmă l-a desconspirat Andu cu o tactică de asta de... S-a jucat el mafia și a zis că ăla care e agresiv de obicei e ăla care se simte cu musca pe căciulă. Exact. Și n-a fost așa. N-a fost așa? Nu, era ăla bun, băiatul ăla chiar zicea pe bune. Nu pot să cred. Important e să ne simțim bine la Game Marathon, să nu ne agităm prea tare. Show de pe lume, mă, ce-ai? Am schimbat și rezoluția mă afară din joc. Chat, nu uitați să scrieți PS5 acolo pe chat, sunteți eligibili, doar 200 de oameni v-ați înscris. Dacă vreți să câștigați o consolă PlayStation 5, follow la Gaming Marathon, follow la mine pe Instagram, dați și mie like la ultima poză și aia e să plece.
Mi-a parcă că sunt scris la 215 oameni astea, stac. Dacă dai eligibilitate la toată lumea, da, 216 oameni scris. Ce-mi place numele lui Pistoletto Blindato, are Ancara Messi, bravo. Ancara Messi, Ancara Messi, Ancara Messi, sub. Foarte bine, dar nu-i cu noi? Ah, stai că e bruști în joc. Da, așa că mi-am schimbat, mi-am băgat rezoluția, îmi fac setările și sunt ready. Eu sper să nu dăte stream snap. Sau dacă dăm stream snap să fie de aia, cum să-l lași traută, se lasă să-i bată. Bine, nu care am avea nevoie, noi suntem buni rău de tot. Mamă, ce țintă. Microphone activated. Mamă, ce țintă urâtă am. Au intrat toți, n-au intrat toți, nu? La noi da, noi suntem, suntem ca echipele alea la Liga 4, la Liga 5, de, ne prezentăm cu o oră înainte. Nu veni la încălzire direct. Tu la ce Liga 5 acum, mă, Andre? Liga 5. Și cum e cu băieții acolo? Bă, dar e adevărat că Bubunete se joacă în Liga 4? Da. Da, pe alt județ, pe Tellerman. Nu e, nu e cu toată lumea, a? Nu, mă, pe cum? Picam eu de la... Păi asta mă gândeam la un moment dat, zic, bă, atât de pleb să fie Andu încât să se joace la Liga 5 și Bubunete, care n-are cel mai frumos fizic de pe pământul ăsta, să fie Liga 4? Am înțeles, mă, te pup, Samizor. Cum ar fi să joc eu cu ăștia de aici și cu aia de la Timișoara? Am înțeles, păi am crezut că cu deplasări, cu dalea. Ei topim oricum. Bobone, dacă ești pe live, amical. Am înțeles, mă. Am înțeles cum funcționează. Meciuri grele astăzi, cum sunteți mental? Bă, ieri am intrat toți cu 10 minute înainte de meci pe TeamSpeak, am intrat pe server. Cred că aveam warm-up făcut 10-15 minute fiecare. În primele 8 minute l-am înjurat pe FNK că avea 16-1 și la luna spart tabela. După care am câștigat meciul și bineînțeles acum ne jucăm cu FNK după ce l-am înjurat toți ieri că a jucat bine. Poate nu joacă azi bine, să vedem ce bine. E împrumut? L-ați luat împrumut? E FNK direct Jaxi de sezonul trecut. Bă, dar de ce nu mi se salvează astea, mă? De ce mă dau afară când le fac? Le luăm pe rând setările astea, că apare dacă le băgăm pe toată dată, se emoționează. Te rog, nu mai da afară. Incredibil, mă. Mă va părăsi jocul. Bă, deci mă dă afară de fiecare dată când încerc să nu bag astea pe hai. Aia e meciul ăsta, mă joc cu ele pe hai. Ba da, jucăm cu Antap și da, Nexus, dar Nexus, la FNK nu mai joacă la Nexus. De-aia poate să fie stand-in. Trebuie să intre, Jax, că i-au intrat. Acum intru și eu, dar aștept să-mi intre în joc. Păi și faceți surpriza sau e greu? Bă, avem meci cu One Tap care o să joace cu Starkiller în loc de Modo și iau 6-0, deci nu sunt deloc motivați să câștige. Și ne jucăm cu Nexus care sunt cu musca pe căciulă că era să iar de ieri red pe căia. Deci eu zic că se poate face surpriza, nu-i așa, chat? Acum dau reconect. Hai mă, că rămân cu setările așa, nu mai modific nimic. Hai, îmi bag doar ținta 14, și... 14 secunde mai. Am dat reconect. Cred că mă bag în 14 secunde. Păi, important e să sperăm. Înțelegi? 3, 2, am intrat, 1. intru. Am intrat, gata, deja sar aici. Uite, hai să-mi fac ținta. Bun. Size 2, cred că avem. Bă, dar numai, de ce îmi dă mai instrucțiuni joc? Cum să joc? Cică B, deschide meniul de cumpărare. Poți să oprești alea dacă vrei. Ei, aș vrea. 2. Da, de unde? Ai idee? Da, dai la settings menu. Da. La game. Și dai acolo, da. Enable game instructor messages pe no. Afișează-mi așa. Stai al 4. Gap. Minus 3. Asta era ținta mea, chat? Asta era, nu? Mă duc? Mă lansez pe lung? Da. E liber, e liber. Microphone muted. Microphone activated. 2. Acum vin și acum vin și mai bag tot setare și vin. Gata. Niciun n-am vin. M-auziți? Da. Doamne, cât de bine jucăm. Mort! Scuze, m-am... Ah, short. Bă, și la tot short cred că e, nu? Nu erau doi? Short. Vine, se uită la tine, Pistoletto Blindato. Bă, n-am bindurile să sar. Stai
Perfect. Bă, ce echipă, ce echipă avem. Ne face să bem. Adică fără băutură, băieți, bineînțeles. Cumpărăm, da? Da, da, pe aia am câștigat runda, cum ar fi să-i lăsăm să... Bine, obicei se pierde a doua runda, dar... Unde? Unde mergem? Gata, mă, am făcut binduri, am tot ce trebuie. Hai, scară! S-a băgat mid, s-a băgat mid! Mă omor. Mamă, e cocobra, lower, lower, lower. Nu știu dacă mai am de vreo stare de băgat, dar mai descoper eu. Când auto web switch 0 e pus by default. Microphone activated. Boss, ai armă pe tine, ia ca ăla și aruncă-i în aer. Asta zic. Ultimul era lor. Short acum, cred. A? Short. Aia zic, aia zic. Mamă, ce mi-a tras ăla. Vreau și eu armă. Dar unde ești? Bă, cea, dar de ce s-au scris doar 327 de persoane la un giveaway de consolă PlayStation 5 în condițiile în care puteți să câștigați foarte ușor. Hai că scar flash pe lung, e bine? E perfect. Am luat două flash-uri pentru tine. Restul duceți-vă scara. Unul s-a greșit că n-am bidul de jump, scuze. Al doilea e bun. Hai scara, hai scara. Mort. Mă, mid are scout ăla, mă, nu se poate, m-au luat ăștia un pe mid. 2000, 2000, 2000. Site-ul, site-ul, site-ul. Hai, hai, scară, că a făcut diversiune. Încă unul, încă unul. Ce trebuie să faci pentru giveaway? Să-mi dați follow mie pe Instagram, like la ultima poză și follow la Gaming Marathon. Microphone activated. Strefer aici. Atata TV. Ți-am făcut bait. Ah. Am checat, da. Ce zici de? Action. Bă, dar mai am un bind care nu-mi place, nu-mi dau seama care. Microphone muted. Microphone activated. Sunteți pregătiți? Unde? Hai să mergem, hai Andule, tu te du-te pe lung, mă, a, n-am bindu, de ce am trumă asta, rata. Hai pe lung. Eu am misiunea mea, nu? Îți dau flash acolo pe lung, restul la fel scară, Andu lung și restul scară. Am dat flash. Hai că vin cu tine acum. Mi-a dat și el, mi-a dat și el. Flash. Vin, vin, vin aici. Mi-a dat, era mort. Trebuie să faceți scară? Sunt eu, băgă. Pa, secat-o. Mort ăla. Bomba mea. Unu-s fază mort. Vedeți să nu vedem în spate. Ba, n-avem bomba. Mort încă un. Mid, mid bomba. Mid, ultimul mid. Acum vin. Mid, minus 4. Doamne, ce echipă. Din Dix. Mă aud? Da, da. Plus jump. Da, 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 da. Minus okay. Attack. Minus. Deci vreau să avem instrucțiuni. Andu, în fiecare rundă te duci acolo, ori intri lung, ori stai pe lung. Păi sunt departe. Vio stă lângă tine, nu contează, Vio stă lângă tine top mid și te ajută acolo în cazul în care se intră lung. Și restul 2 o las pe tunel, da? Trebuie să ne organizăm un pic chiar dacă e bate în rău de tot. Molotov mid, dar se pot băga lor pentru că e prost molotov ăsta. Da. Mid, polar. Moli, lung. I-am dat flash la polar. Prost, cred. Două moli lung. Două moluri lungi, am intrat scara dacă vreți să vedeți. Au și stins, au și stins. Eu am și o scara. Bă, sunt doi, sunt doi, am murit. Mi-a dat, da, are scout în A. Sunt trei A, unu mid și unu B. Deci ori intrați mid peste polar și l aruncați în aer, ori vă ceți B că e unul singur și mai vine polar. Hai, bă. Hai, hai. Bine? E unul singur. Încă unul mid. Încă unul mid. Depar, mă, boss, vezi că e unul singur B. La B. E liber? Nu, nu poate fi B. B-ul liber. Liber. Vin acum. Aaa, nu mai vin. Am venit în spate. O gafă. Asta zic? Unul la bombă. Microphone activated. Lower acolo mid și unul nu știu. Cred că e unul după smoke-ul ăsta din bază.
ce târziu l-am văzut. N-are nimic, n-are nimic. Ai precut apă primul ăla, e cel mai important. Hai că mi-au AWP și mă bat cu ăștia pe mine. Vrea ce armă? Da, eu, eu. Încotro? Te duci acolo top mid și ții și te stai cu Andu. Da. Andu ține lungul și tu l-ai ajuns pe el dacă e ceva sau dacă nu, ții să nu se bage. Da, da. S-a aruncat bomba. Un mid? Nu s-au băgat mid, cred. Iar Molly lung. Andu-ți dau flash lung. Stai. Ți-am dat. Mor mid. Aproape lung. E după ușă, cred. Scara unul, cred, da? Da, da. Bă, să te duci scara, că da, țin al tău lung și țin mid. Poți să dau flash în scara dacă vrei. Puteți! N-am observat. Nu mai e nevoie. Mid mor. Excelent, hai să mergem acolo ca o echipă. Unul era lung. Are AK la lung. Scară spate unul. Asta era ăla din lung. Asta era ăla din lung. Omul ce a tras violul ăla în scară. Mare bucată. Mersi mult, respect. Nu dați. Unde? Hai bă, da. Vă ținem pe platformă dacă vreți să intrați. Dacă dau molotov și de-alea dăm chestă, nu mai intru. De ce-i dat smoke? Am încercat să dau pe Xbox. Nu știu dacă a picat. Bă, s-a băgat lor. Oh. Sunt în B, am prins timing. Am B-ul. Am murit și aia de pătână. Aveți B-ul. Short s-a băgat. Mamă, ce bucată i-a tras violul la scară și să nu mai zic că l-a omorât și pe ăla la scară. S-a băgat singur gen. L-a omorât și după zici că nu mai e nevoie de flash. La geam. Scuze, m-am speriat, bro. M-a aruncat runda. Dar e mic. Hai să cumpărăm că avem bani aproape toți. Mă rog, avem două arme, trei, ok. Da o armă? Poți dai un Galil, cred că, pentru primul băiat de la noi. O să mă uit în fiecare rundă mid, că dacă nu mă uit în mid, apare nu se uită nimeni și se bagă ăștia peste noi în lor. N-au voie să se bage peste noi. Aha, mai bun Bescu ăla, mi-a făcut pic, mă omoră direct. Acum mă omoră ăla, că i-am scout, cum mă omoră Bescu? Microphone activated. Mid. Nu știu de unde zic, mid. Și așa mă omoră și pe mine. Mamă, ce-a făcut și a băgat codurile ăla? Mid-ul, mid-ilor. Vezi că e unul mid, o să te țin aici, să știi. Da, da. Scara n-ar trebui să vină că au dat smoke. S-ar putea să fie unul lower și unul mid. Scara nu vine, n-o să vină nimeni că a dat smoke. Înseamnă că ține ăla acolo. Uite-te mai stânga așa, poate iese din prin stânga. La butoai. Lung. Microphone muted. Ia să vedem pe Vion clutch aici. Microphone activated. Microphone muted. Microphone activated. Ah, nice tre. Hai să facem eco. Mamă, cine a murit? Fiți atent, hai să facem, hai să ne luăm fiecare cât un pe 250. Ia-ți tu Juggernaut un smoke. Hai să dăm rush de pe lower. Ieșim mid, îl omor pe ăla cu AWP-ul, dăm smoke în bază și mergem B peste ăla. Da. Și dacă rămânem 1-2 în viață, tot e bine, punem bomba aia. Îl prinde pe ăla pe mid, că strul ăsta se bate. Dau de la cutie smoke-ul sau intru rush-ul? Intri mid și îl dai din, cum ar veni, din, cu peretele așa, din mers. S-a băgat ăsta lower. Am flash. Bravo, hai că unul a picat deja, aveți și armă. Încă în dreapta. Băi, am mid-a stânga, stânga, acolo. Bă, da, ce tupeu, ăștia se bagă peste noi să moară Jeana și am o steluță aurie. Deci, fii atenți, trebuie să facem o chestie. Cine are cel mai bun spawn,
Ia-ți un molotov, pistoletul eu, Shaolin, și dă-l mit să nu se bage peste aia. Mă, dacă aș ști să dau smoke din bază pe Xbox pe mine, când era pe beton. Mă duc din lower. Îl vezi dacă se bagă? Da, mă uit. Da, s-a băgat unul mid. S-a băgat mid? Și încă unul în porți. Mă, mult mai bun. I-am l-am secat pe ăla, i-am dat 34. Microphone muted. Bă, de ce sunt ăștia atât de buni? Sunt pe smurf, sunt Dumnezei, mă, cine timpului vă ăștia versus care mă joc? De ce sunt atât de buni? Încă unul tunel. Bă, dar era și mid și scurt și scară? Hai să ne băgăm lung. Gata, mă, ce am pus spin. Poți vota și pe noi. 400 de oameni înscriși. În porți lung, dacă vreți. Aruncă, hai, nu să mergem peste ei. S-a întâmplat, alo, mi-a luat din greșeală. V-am lăsat două. Doi lung. Bă, dar s-au activat băieții ăștia, mă? S-au activat băieții ăștia sau de ce joacă așa bine? E și stânga, trei. Nu e dreapta și stânga. Bă, ăla cred că și-a băgat cu Dorbescu ăla, sincer. Da. Ei vin mereu cu doi lung, deci. Dacă... Bă, dau și-o pe ăla, dacă vrei. Da, poate l-am urmărit. Splatăm o altă zonă. Poți să-mi faci boost? Juggernaut, poți să faci boost mid? Da, da, da. Hai, poate l-am urmărit pe ăla, dacă l-am urmărit altceva. Mort unul mid, se mai bate unul, stai așa. Bravo. Grijă mid, grijă mid, boss. Hai mid to B. Încă unul mid, mi-a dat hit. Ce scară, bă, da. Și short. Să-l țineți pe la scară, dacă face pic moare. Am la flash mai mare. E în spate, în stânga. I-am dat mid. No, mi-a dat prin port. Am la flash, mă, nu. Bă, uite ce îmi trage la prin pereți. Hai să mergem pe vin din bază. Grijă mi să nu te țină la KVP. Nu are cum să fie lower. Mă bag? Da, hai că fac săritură. Spate platform. Mort ăla. Bravo. Îmi dau unul pe site, a sărit acum. Ah, mă țin acum. Spate site. Bravo. Bravo, puneți bombă. Mamă, ce puternic e Bescu ăla. Doamne ferește, mă. Bă, dar cum e posibil să-l pezi mor să dau de băieți așa de... Du-te! Geam, descurată! Da, bravo, Alexandru, asta ești tu cu adevărat! The Clutcher! Mergea și să-i și AVP-ul, dar ne-am bucurat prea mult. Da, m-am bucurat! Îmi dai și mie o armă? Da! Are nimic. Am dat greșit, scuze. Am dat greșit, scuze. Să-l dau eu, vreți să dați drag B? Vă dau eu smoke, flash-ul și smoke în porți? Da. Mamă, euforia. Andule, stai pe smoke, dacă dau aia molotov să stingi, da? Da. Boss, tu stai pe să nu se bace lower, iar. S-a băgat lower. Mamă, n-am cusat atât. Doamne. Port. Stai, putin să ajut. Nu, că am luat bomba. Ia, pună. Aaaa, scuze! Am dat flash singur. Bă, mă lași, mă. Low. Da. Bă, glumești, mă, că m-a verificat acolo? Eram pe tunele averii, mi-a făcut direct fire acolo. Bă, ce să-și... Bă, să român, mă, ăștia că nu pot să-i văd. Nu știu. Nu, cred că n-am, prin că noi avem 40, iau
12-13. La B e meciul, că te bag în continuu. Boss, poți să-mi dai AVP, îți dau eu armă? A, ah, ți-l atacat, n-ai nimic, n-ai nimic. Hai mă, hai să fai pe lung, Andu, Scarflash. Hai. Las voi bomba la B și ne ducem noi 3 lung. Vezi chiar o să se bage, așteaptă puțin. Da, așteptam în afară. A, iar s-a băgat. Doi. Încă unul. Bravo. Se retrage. Luați ușor pe că lower, am făcut noi fake aici. Boss, du-te tu, tragi un pic lower, acolo și te întorci înapoi. E polarul, duceți-vă pe, duceți-vă pe dacă e. Lower mort. Unu tunele, l-ai bătut pe ăla? Am murit ăla din lor, da. Am murit ăla. Amândoi bază, amândoi bază, se uită la voi, să știți, să sară în spatele lor. Dați niște flash-uri peste, să sară în spatele lor. Am dat flash. Bravo. Asta i-am păcălit, n-am așa VP. Iau polar? Am luat, am luat, s-au luat, dar nu mă ajunge unul singur. Am că suntem, păi, bă, dar parcă-s mai bun ca meciul trecut să mor, bine, e și mai greu pe partea asta. Boss, ia-ți armă, îți dau eu armă. Am luat. Hai să luăm și runda asta, suntem ok, că pe CT aruncăm în aer. Mă duc tot lung? Da, du-te, du-te, dar vezi că n-am flash-uri acum să stau. Lască-l. Bă, un singur B, grijă 4 lung. Te bag, bag, cred. Unul singur B, unul singur B. B se cad, minus 64. A? Mid. Păi da, stânga. Am dat flash peste mid. Ah, mi-a tras. Bravo. Bă, polară. 1.064 în bază. Am dat înapoi. E ăla secat la B, cred că e singur. Hai B, am dat eu smoke aici. Hai că vi-o luat B-ul. B liber. Solid performance. N-a avut pe mine. În porți. Bravo toată lumea, bravo! Hai că suntem păit! Boss, unde vrei să ții pe counter? Unde fim? B! Du-te B, du-te B, te pui acolo după, la mașină, la alea, îi spargi cu băieții. Încearcă fii atent la B, sunt fiecare rundă, dacă, mă rog, nu la pistoale, când dai smoke, îți dai smoke pe tunel acolo și te duci în partea cealaltă, gen în stânga. Cum jucăm la pistoale acum? Hai să te băgăm pe mid. Nu, hai să te băgăm 3 lower și 2 să țină B-ul. Și lăsă mă-o liber. Bine, hai mă bag eu mid cu tine. Hai mă duc la B. Ne băgăm aici la B sau? Da, hai să ne băgăm, hai să ne băgăm. O căra lungă aia. Nimic, lor. E liber. Ne întoarcem, nu? Da, hai scara toți, hai scara toți, dacă putem 5 scare, e perfect. Intrați! Ah. Pe site. Hai să ne grupăm toți 5 aici, și când ajungem toți aici, ne batem, te dăm toți rush, da? Da, da. Haide, haide boss. Haide că intru din urmă. Hai, te-s gata? Am dat rush în bază. Da, da. Hai, fac strip lock, hai. Site 1. Site mort, încă unul rampă. Rampă, bază, și... bază, 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 bază. Rampă și stânga la gus. Gus. Bă, a fost bine, la un moment dat am omorât doi, dar... S-a întâmplat ceva după aia. Hai să forțăm unul ăsta, mi-am scout, am stat pic pe lung. Urbe la scout. Ați dat aceea scout? Da, da, am dat eu. Vio. S-a-mi dat Eagle, nu, nu, nu. Mi-am luat, mi-am luat defa, am credere în runda asta. Am de urcă pe cea scară dacă e. Hai la scout-ul. Hai la scout-ul, la scout-ul, la scout-ul. N-am văzut. Bă, hai, urcă-mă pe mine, las că gândești. Nu știu să, știu pe aici să urcă. Las, cum. Mama, au curat ăștia lung, mă duc în side direct, papic. Grijă că nu cred că nimeni mid. N-avem B-ul, avem B-ul de fapt.
Lung, are hit-ul, nu? Unul. Încă unul lung? Asta are coduri Vex-ul ăsta. Site-ul, nu? Încă unul aproape peste mine. Am mai dat unul hit, dar... Bă, dar de ce dăm bă de fiecare mici de unul ăsta de pe numărul 1? Ce, aveți global sau ce? No. Hai să dăm... Boss, du-te tu cu arma la base singur, dă-ți smoke pe tunel, da? Și noi mergem cu ori pe lung. Poate okay. Intră la tine și eu mor pe toți. Am încredere, da? Că eu mor pe toți. Da, șef. Și eu am încredere. Sparge mie dinții. Bravo. Mai e o armă aici. A plecat. N-am mai luat a doua armă. Am luat-o eu, am luat-o eu. Ia că ai viață. Bă, unde era acolo? Nu știu unde e. Hai noi, doi mid. No. Cu shift. Tunel, tunel la B. Am dat flash. B, B, B. Bravo. Bravo, Vio. Oh, secat unul, secat unul. Mai e unul. I-am dat 59. Nu știu dacă are... Nu are. Ieși tu numit, ieși tu numit. Se uită la tine. Bă, da, uite-i pe ăștia, bă. Vici pe kick sau e un Dumnezeu pământului. Poți să dau polar. Dă-mi polar să fac pe lung. Îți dau arma. Hai, stăm normal că batem pe counter. Îi caut cu polar. Bă, ce-a... De ce stă așa de bun ăștia, mă, să mă jeana, să uită direct prin pereți. Da, stai pe lung dacă e, te ajut eu să ții lungul la început și după care rămâi acolo. Dau flash lung? Polar, să iese. Nu, cam am VP. Unul singur aici lung. Mamă, am avut flash. Hai să fac boss game. Nu, no, am murit. Am murat de 3 ori. Dar zic când ai flash-urile, că nu știam când te întorci, că dădeau și ei. Am văzut pe aia. Hai de mam. Microphone muted. Bă, cine sunt ăștia, mă, că ați ieșit cu roata? Nu pot să mai, că n-am cod de ăla să văd ce... Ce... Asta. Hai. Bă, am o stea, gen, adică, efectiv, nu înțeleg de ce joacă, uite-l pe ăsta, mă, uite-l! Microphone activated. Hai să dăm iar heuri lung și luăm pistoale și armor rând, asta nu ne luăm full. Boss, nu mai apăsa F-ul în fiecare rând. Microphone muted. Microphone activated. Ah, stai, că aparem pe F3, am autobuy. Moare, gen. Microphone muted. Microphone activated. Oh, no. Oh, shit. Bă, se cățe. Going fire. Ieși deja mi-a. Am întracit imers ăsta. Ieși tu numit to be spre V și nu se știe. Bă, lasă-mă mă, ești bun că e mare, moar coduri pe exul ăla, v-am zis de la runda aia de când am făcut picurile alea pe mid. N-ai cum 5 runde să fie ultimul bot și pe care să ne arunce noi în continuu. Microphone activated. Te știi oricum să știi care e wall-ul ăsta. Ia uite. Ce blanciu. Păi îți dau iar polar. Dau flash? Dau flash. Da, dau înapoi. Te urc? Da. Da flash, spun cu bază. A trecut short. Casă, mort. La mașină, ar fi. Și Bex-o, tunel. La mașină. Lungul ne-a dat 60. Lungul n-a dat la 60. A trecut. Mamă, dar de ce dăm un decodat, mă, nu pot să cred așa ceva. Uite-te și tu, nici cum cu ăștia de ne aruncă în aer, efectiv. Mă rog, de nu joacă mai bine ca haita ăștia. Deasupra mea, nu? Backsopov. Nu, e mă, că e, pare da. Codul 100% ce ai. Ce am putea să facem aici, mă, să scăpăm decodații?
Ascult. Hei, half mai facem. N-am. Bine, poți să ieși, nu dau un tare, că ai 3-4. Am pierdut moralul echipei. Încă unul. Tonele, Bex. Unul. Bata la, doar. Doi lung. Da, am cu scream pe telefon. Ăștia dau rush ca au coduri. Lung, sunt asta. Nu-i să casă, știi. Am panta. Poate fi oriunde. Vine acum. Da, Jackson pe lung. Gus! Bine! Remontada is here! Remontada, bravo! Nu știu, mă, că aparent eu am mutat toate meciurile pentru toate echipele profesioniste din România și acum nimeni nu vrea să joace primul meci de la 5, nici echipa nu vrea să joace primul meci de la 5, că toți nu pot să joace, că e duminică și au treabă, gen. Și eu acum nu pot efectiv, trebuie să mă joc matchmaking, gen, cu tata la evenimentul ăsta și după se presupune că mă joc meci de calificare de aici, direct de pe matchmaking, meci oficial. Păi dăm forfeit atunci, n-are sens. Era suicide, nu? Lung, cred. Mor, tunele. Nimic, Lung. Stânga, dreapta lungă. Mort, nu? Am dat. Șor poate să fie. Și mid. Mid, lung porți. În dreapta spre voi. Mid în porți, minus 81. Mor lung, mor lung. Mamă, uite pe ăsta mai la zoom, dă rage pe mid. Mă moară, pută, ți-are și la coduri oricum. Microphone muted. Bravo, Andu. Minus 81. Il lung cred că vine, nu? Cred că da. Antispa n-are cum. Bravo! Bă, dar ce... Doamne, nu pot să cred, deci am făcut atâtea competiții în România și îi rog și eu pe ei să mute primul meci de la 5, că nu pot să mă joc matchmaking și după să intru direct să mă joc meci important de calificare, că nu vrea nici echipă să mute meciul. Pe lângă asta le-am explicat că am ce treabă sau ceva și cumva nu poate nimeni să mute meciul pentru mine. Deci mi se pare incredibil că nu e nimeni dispus să mute meciul pentru mine, e incredibil așa ceva. Deci incredibil așa ceva. Nimic la B. Uite și ăsta mai la mișto. Tomi, după pereți. Pare incredibil, ești de bun. Efectiv incredibil. Pe lungă, nu mai zic că m-am săturat să mă juc mai pe codați cu jocul ăsta infect. Deci mi se pare incredibil, mai frustrat de ăștia stau în casă și pierd 5 runde și acum nu pregătit în casă că pierd asta. Bă, deci incredibil așa ceva, incredibil așa ceva. Deci nu pot să cred, sunt 6 echipe, nici o echipă nu vrea să joace meciul de la ora 5. Când le-am explicat clar că nu am cum să vin direct de aici să mă joc acolo și am și treabă. E și mama, trebuie să vine și un nene care trebuie să eliberez camera pentru el. Gen, efectiv, nu pot să joc de la ora 5. Și am spus asta de el, nu e nimeni dispus să mute meciul, că ei toți au treabă. Cum se numește aici? Cum se numește aici? Au treabă la ora 5 toți, dar poate să joace la 6, dar la 5 nu se poate juca. Platformă, nu? Până am așa de mult, nu mai știu, jur. Stânga, acolo, stânga. Platformă. Ce-mi vorbește, mă, Shaolin? Cu mine, mă, că întreabă cum se numește în stânga acolo, de lângă pantă. Asta e cât vorbesc. Oricum, ăla are target pe mine aici, mă moară numai pe mine ăla, Bex-ul ăla. B, cred că e B, mă băga minte, e B. Au dat și molul lor, grijă B.
grave. Nu, mă. Bă, frate. Mișcă prost serverul. Tunel ăsta. Asta deja pare cu drumă, că nu poate să tragă automat. A, oricum o să ne moare acum, stați niștiți. Oare s-au dezactivat? Da, 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 asta, asta. O să te fac pe cărmit. Echipa noastră cea mai tare, a voastră, e ca un cursoare. Mamă, ce m-am enervat, ești de bun, nu pot să cred așa ceva. Nu poate să mute nimeni meciul ăla, ești de bun la cap. Cum fac competiții, de acum acolo le pun la 7 dimineața, să vedem cine se mai joacă. Auzi, oamenii nu poate să mute un meci de la ora 5. Stânga. Play long. Mom. Microphone activated. Mort în lor. Suicide. Mort, suicide. Mort, mid. N-am mai văzut mid, dar eu l-am viață cu datul. Mort. Lor. Dar se mișcă ciudat serverul sau nu se pare mie? De o grână se duce, se duc curat, nu știu. De la mine oare? Vrei AK, Jaxi? Flash or long? Lung, ce? Aproape, aproape, lung! Raj, lung, raj, lung! Top mid-ul, nu? Top mid-ul avea pe-o. Mașină, nu? Să cremă, să nu vrea nimeni, să nu vrea nimeni, mă, incredibil așa ceva. Nu mai... Bă, nu mai e la mașină. Ia de aici, lung. S-a activat. E în stânga. Amândoi lung. Ușor, 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 ușor. Aici. Dacă mai tragi de timp un pic, vine în spate. Ușor, ușor, ușor. Ce-asta era? Bravo! Bravo! Composure! Microphone activated. Microphone muted. Mamă, ce nervi am. N-am flash. E doi, doi, doi. Încă unul. Mai am unul. Te ajut? Tunel. Bravo. Te ajut? Mai am unul, m-a tras cu tigălul. Pe lung. Microphone muted. Baaa. Lung, lung, lung. A trecut lung? Da, 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 a trecut. Crede în site-ul, nu? O să dau un flash site? Minus 81. De singur. Nice 3, nice 3. Hai că e 14, nu e rău. Poți dă și eu un AVP dacă poți. Sau nu, mai bine dă-i armă lui Juggernaut și încă una lui Andu. Ia-ți armă tu de F1 și după mai dă două arme, că poți să dai. Care poate să-mi dai și mie armă? Poți să dau polar. Dă-ți VO2, dă VO2. Mulțumesc frumos. Vă cerem. Dă mai băgat. Lasă-te mă noastră. Dă-te mai băgat. Suicide. Microphone activated. Ala si scot drumul, sa ne bat oricum si fi 14. Flash, da, pe flash-ul, pe. Ti-am dat flash deasupra, intra? N-am intrat, n-am intrat. Nu intra, ca e molo. Iti dau smoke sau dai tu? Am intrat. Sariti spre dreapta. Bună, iubire. Ce faci? Da. Scurt, scurt, flash. Scurt, flash. Am dat flash. Unu mid, unu mid. Mort scurt. Smoke de porți la B. Nu, nu lasa așa că mă aud cu data după. Se aude long, 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 mai multe long, ori. Long, long. A? Da, long, e la tine long. În cameră, se joacă pe stream. Sărit în site și scurt. Microphone, microphone activated. A, se joacă. Unul scară. What, long? Scară, intră scară unul. Stai, 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 stai. Bravo. Scară, scară. Uite-mă din scară.
Băi, ăsta cu codra, aveți grijă, faceți pic de mai mult odată dacă e, nu pe rând. Posibil să fie spre site. Da, aproape site. Bacă-te, bacă-te. Gus, 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 gus. Gus, gus, gus. Are cap. Nu te bate. Bravo, bravo. Bravo, mă, băieți, bă. Băi, cred că... Ți-am luat polarul, Jax. Se concentrează, mă, Daniele, de-aia n-am vorbit atât de mult, să știi. Da, are 50 de ani, tata. Îți dai seama cum e așa ușor să joace și să-și vorbească în același timp. Nu e streamer la bază, Daniele. Fac-i pe lung, hai să-i bată. Da, nu știu, dacă-l omorâm pe la o dată, când se bată. Da, pleci, ia. Tonele, ceva. Am dat mid, direct. Short. Da, s-a activat. Mă, scară, nu? Sunt. Ce face, ai semit? PC nu-ți facă pe... nu știu, nu l-am văzut. Eram părți. Mor, încă unul. Altul, mai altul, e altul. Un mid. Moc, de mid tube. Bravo, ăsta ultimul mid. Ultimul codatul. Bomba. Cred că e lângă mine aici, în smoke, sincer. Am în doblant, stai. Cred că vine... Amă că mă bag eu. Nu te dezi. Bravo, mă, cred că i-am bătut pe ăștia cu tot. Even with, cheats. So bad. Even with cheats, Bexo. Bă, dar de ce îi merim, mă, numai cu ăștia azi? Nu înțeleg așa ceva. Boss, 9-6-21, onorabil cu băieții ăștia care... Sunt rancuri mari, bă, dar ce se întâmplă, mă, de ne dă numai cu rancuri de-astea, uite ce rank aveam eu. Am dat tu ce rank ai? Nu știu. De ce ne dă numai cu ăștia profesioniști? Nu am rank. Ca acum, nu? Nu ai rank? Bostie, ți-a dat rank? Nu știu, abar n-am. Am patru steluțe de alea, vine poliția. Poliția cu tot cu avioane, din GTA. Ia, vezi că s-a dat invite acum, ia. Mie? A, stai că suntem deja într-un party, aparent. Da, boss, asta... Ai rank mai mare ca al meu. Ți-a dat un AK. Gen, ai rank mai mare ca al meu și ca al Wandu. Nu mai vrei pe joc. Poți să-mi dai mut. Nu vreau să-ți dau mut. Pentru că... Nici nu pot. Mamă, deci eu nu pot să cred așa ceva. Mi se pare că nu prea ai avut încredere. Bă... Păi nu că nu a prea avut încredere. Bă, ăla avea coduri și mă gândeam că se activează și termină meciul. Dar aparent cred că a vrut să ne lase până la 16-14 și după n-am mai avut ce să facă. Că aveam noi AVP-uri și de-alea. N-ai văzut că ultima rundă acum, sau nu știu, ne-l fi lăsat să-l batem că l-am turnat, care coduri, nici nu știu. Bă, deci, pentru cine mai suferă? Vio, care n-a avut niciodată parte de smurf pe contul lui, are un AK. Așadar nu mai suferi, stai mă, că zise băiatul ăla, care era codul, mă, să pot să-mi schimb și astea aici, 2-5-2-2 sau cum avea codul? Dar ce s-a întâmplat? V-a mutat meciul? Nu știu dacă, dar nu joc oricum acum. Că n-am cum să joc, adică dar nu pot să joc primul meci și asta e problema. Trebuie să pun undeva la sfârșit, pentru că o să vină cineva după și trebuie să stau aici. N-am cum să opresc meciul gen și să... Da. Hai să vedem exact ce s-a... A, ah, gata, s-a mutat meciul ultimul. Deci meciul ăsta trebuia să joace la 5 și se va juca ultimul și o să înceapă... E ok. Care era codul? 2525? Mai joci, Andu? Da. Da, trebuie să iasă băiatul ăsta, să ne lase party-ul, cred. M-a păcălit cu family view-ul ăsta. Bă, dar de cine a dat, bă, cu toți balaurii ăștia? Nu mă mai joc cu Shaolin, că avea rank prea mare, de-aia ne-a dat cu balaurii, că avea el suprim. Trebuie să ne dea cu de-ăștia la cu steluțe. Deci cine are rank mic? Cine este steluța de asta? Bă, ce-a dat? De ce v-ați înscris doar 515 oameni pentru un PlayStation 5? Înțeleg că a venit căldura și alea, dar... Revin. De ce nu merge ăsta aia? Boss? Da? Mamă, ești lider de petrecere. Stai un pic.
Mă, 2700 like-uri, let's go, chat-ai să facem 2000, let's go. Bă, dar de ce nu pot să mă, să fac nimic aici, gen pe ăsta? Stai să fac codul ăla, că n-a mers. Eu nu pot să cred așa ceva, că lumea nu s-a înscris la, la un PlayStation. Ia. Gata, mă, așa, bun. Am nevoie de un cod de rank mici. Nu, s-a mutat Feneca, s-a pus meciul ultimul, ăsta de la 5. S-a pus la sfârșit rău de tot. Că n-aveam cum să încep acum, gen eu cel puțin, că mai am și de treabă, plus că nu mă joc meci vechi nici după într-un meci oficial, că mai e și evenimentul ăsta. S-a pus la sfârșit și de acord și one-tap, ceea ce apreciez foarte mult. Că puteau zic că nu sunt de acord. Mă, 2000 de voturi aici, dar 1700 de like-uri. Cineva mă trage pe dreapta cu like-urile. Vreau rank-uri mici. Vreau rank-uri mici. Te luăm un membru de ăsta de două luni. Microphone muted. Microphone activated. Dacă pot să ieși să mai luăm pe cineva, ar fi super. Microphone muted. Mersi și eu deja că Juggernaut. Bă, a zis rancuri mici! Mihai, poți să ieși, te rog, că vreau rancuri mici, dacă se poate. Mă, nu e imposibil așa ceva, mă, cum poți să-i zic rank mici și omul intră aproape penultimul rank din joc, nu penultimul, răs penultimul rank din joc. Ce nu înțelegeți? Vreau rancuri mici, vreau să-i ofer lui Vio satisfacția să-i împuște pe copiii ăștia, să numai că, ok, poate l-a transpirat, care are aer condiționat, dar eu am transpirat. Te poate să are Silver Elite, mamă, dai să vedeți aici. Te pup, Mihai, mersi frumos. Jaxi? Hei. Ce înseamnă vulturul ăsta? Ăla de la avea băiatul ăla? E bun? Mai avea vulturul? Suprim asta și global. Ăsta avea băiatul la... Stai că eram pe mut, mă, și nu... gen... Peste asta mai sunt două rancuri. Mamă. Gen, mai aveai suprim și global și aia era, gen. Adică era... Plus că majoritatea sunt ori de la, ori suprim că nu se joacă, gen. Și n-au... Și de-aia zic că putea să fie... Deci l-am luat pe băiatul ăsta care să fie mort și mai trebuie un băiat cu rank. adică o să joace foarte bine, că de știi că e băiatul ăla de face două victorii la zi. E băiatul ăla de face două victorii la Weekend League. Da. Băiat... Tu ai zis că o să fie mort. Bă, o să joace foarte bine, o să vezi. O să joace pe post de surpriză. Surpriză? Ia să vedem dacă intră și băiatul ăsta, a zis că are rank în cheia. Bă, nu mai veniți cu rank-uri mari, vă rog. Nu vine să cred că joc cu tine cu un an după un an și ceva de membru, vezi că-s paleta adevărat. N-are mă nimic, păi văd că ești paleta, ai rankul ăla bun. Mamă, știi cum i-am duc? Gădește că dacă ești cel mai slab om din lume, ai Silver 1. Dacă ești un pic mai bun, ai Silver 2. Ai Silver 3-4 și după care ăsta. După astea urmează rankul de ăsta, steluță de ăsta. Steluță da. 2, steluță 3, steluță 4. 4 stele cu paranteze de astea, după care încep cu un AK, 2 AK-uri, paranteze, așa. DMG. Adică ești... Băiatul ăsta te-a 2-3 victorii a ta face. Maxim 2-3 victorii. Da, dar el va avea o indicație precisă. Mereu da. Va intra primul. Nu vrea. Uite, Silver, mamă, mai găsit un Silver 3. Bă, și care e problema? Că în general băieții ăștia care au rau curbici nu prea se gândesc așa pentru echipă. Ei se concentrează foarte mult la meci și de obicei rămân ultimii, dar nu că vor. Gen, nu-și dau seama, știi? Da. Vreau să te întreb, Andu, că n-am apucat să ne... A zis că are Silver 3 băiatul ăsta, uite-te ce rank are. Are vulturul de la Porto. Ce vrei să mă întrebi? Dacă ai văzut meciul la caritabil cu mine. Sporadic, am văzut, am comentat pe... Ce părere ți se... Nu mă joc mai rank prea mare, n-auzi, ești de aici, băi, nu mai râde, mai și trolezi. Te pup. Ești, bă. Ce părere ai că m-a pus fundaș dreapta și că pe partea mea juca băiatul la cum îl cheamă, de juca la Rapid B? Da, ce părere ai? Nu știu, mi se pare că te-ai sacrificat pentru echipă și doar poți să te aplaud atât. Despre meci. Știi ce mi s-a părut auzat? Că pe bară, nu știu dacă ai văzut, că noi eram vreo două echipe la meciul ăla. Da, am văzut. Și gen, când a început a doua repriză, au fost mulți care au ieșit după 10 minute că nu mai puteau să joace și toți erau schimbare cu... Dar n-a cerut nimeni schimbare cu mine, că i-auzeam când strigau de la marge. N-a strigat unul să intre pe partea mea acolo, să zică, domne, hai să te schimbăm pe tine. Boss, poți să dai tu play? Să hai că vin eu să setez acolo, să bagi. Hai că vin eu, stai că vin. Ce hartă vreți să jucăm?
Domnul Vio TV. Da, mi-am găsit picior. Serios? Da, e mie. Fii atent, de play așa, e long match, ranked. Hai că băgăm Mira să ai fână, vedem ce pică. Gata. Up! Mai dau ceva? A ieșit Brezu. Spuneți că a ieșit unul. Spuneți că a ieșit unul, că n-a mers. Na. Da, mă, Andu, stai așa că a nevenit. Deci revenim. Stai că nu e, stai că n-a dat start. Că... A, a ieșit băiatul ăla? Mai bag un băiat atunci. Da. Așa, continuă. Stai că văzusem un cod acolo. AQ. Cum eu n-am văzut. Era un băiat care avea codul ăsta cu AQ, FU, B. Aia, dau alt tap și copiez. Da, mă, gen, toți erau schimbare, n-a vrut nimeni să intre pe partea mea. Și m-a băgat cu băiatul ăla de m-a alergat și pe care l-a băgat și pe copilul ăla, care iar mi s-a părut că nu e ok, gen. Adică bagi un băiat care poate să fuge versus un semiolog care joacă doar counter, nu e ok. Da, 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 tu ai experiența sinteticului de acum. Da, am experiența sinteticului, că făcea băiatul ăla, nu știam ce să fac, îmi doream din suflet să se împiedice să se accenteze și ceva. Să nu mai zic că boss, poți să mai dai dată go, dai pe play-ul ăla și după go, că e setat totul. Dai pe play-ul ăla în stânga sus acolo și după care pe butonul la verde de go. Poți? Forță! Am dat. Încă o dată, mai de dată. Nu trebuie să ții apăsa, doar dai click. Dau? Da, 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 da. Asta zic, ăsta e. Da, mă, dar terenul a fost bun? Bă, sincer, arăta frumos la televizor, dar așa nu mi s-a părut neapărat cel mai... Adică avea destul de multe găuri, cred că joacă multe echipe pe el, sau nu știu care-i treaba. Sau joacă doar rapidul. Doar rapidul? Nu știu, mi s-a părut, adică poate aveam eu alte așteptări, dar... Na, nu știu, nu era neapărat așa bine. Poate l-au mai făcut până la meciul național, că la meciul național se vedea bine. Da. Meci despre care nu vreau să discut. Ma... Ai văzut bine de acolo? Cum a fost? Am avut la... Tribuna 1, știu, sus de tot m-am dus. Că era pe primul rând acolo de la zi de la ăla, de la balustrada aia și nu se vedea prea bine, știi? Și m-am dus sus de tot, că nu știam unde sunt biletele și n-am ajuns mai târziu. Am zis, nu mai deranjez pe nimeni de acolo să-i dau de pe locuri. Asta după ce Tibi mă înjurase 30 de minute pe grup și se și certase cu oamenii să nu se așeze pe grup pe locul ăla. A ieșit Leum. Bă, dar a scris în continuu Leum, ăla a zis că da, că hai să ne jucăm, că nu știu de ce a ieșit acum. Nu vine să cred că joc cu tine și a ieșit. Bă, da, mă trolați și voi. Da, mă, și cum îi zice, m-am dus în spate acolo, se vedea bine de sus de acolo. Ei, gândește că am, dacă tu n-ai putut să stai de la balustrada aia, gândește că am fost la VIP pe locul 2, pe rândul 2. Crezi că am văzut ceva? Jos de tot, adică? Da. Ma. Bă, se vedea bine de sus de acolo. Dădea unul tare să respingă mingea, gen cum mai respingă ea prin tribună. Ți-era frică? Îmi spărgea dinții. Bă, s-a văzut bine, chiar s-a văzut bine. Și gândește că eu am intrat în minutul 3, gen flawless, efectiv flawless. Adică a durat 10 secunde să intru. Gata, boss, dă-i go iar că e și băiatul ăla apare, ne părăsesc băieții pe rând. Asta zic. Gen, am intrat, nu știu, într-un minut eram sus acolo, n-am mai controlat-o pe Alexandra în ghiozdan, putea să intrăm cu de toate, să moară Jeana. Nu s-a întâmplat nimic. Am văzut, și te-ai văzut cum e la FCSB la VIP și la acolo cum mai luam invitații. Nu puteai să mănânci nimic, toate erau cuplate. La ce, la Ghencea? La Național Arena. Da. Acum că vezi ieșeau aia cu sucuri, cu 3-4 pahare, cu prăjituri. Păi poate ai avut la loge, mă, tu. Nu, mă, la VIP am fost. Am avut invitații la VIP. Și cu cine am fost s-a dus acolo să-și ia un suc și am vorbit după meci. Zici că erau dozatoare de alea de sucuri. Ah, ok, nu știam asta, nu știu. Bine, oricum nu mi s-a părut, adică având în vedere că în club dai 20 de lei pe un suc, acolo era 5 lei un par. Bă, de suc la 0,5 și ți-l punea din sticlă. Pe Național Arena era un sandwich de la pricăjit, era 35 de lei. Nu, mă, nu, aici a fost ok. Gândește-te că spunea, mi se pare, nu știu, cola sau nu știu ce era acolo, 5 lei, dar spunea din sticlă de 2 litri, adică măcar da. Nu era de la, de la dozator, a fost ok. Mamă, jucăm pe de România. Mamă, jucăm cu băieții ăștia care se știe ce site-uri frecventează, nu dau nume. Bă, ăsta-i meciul tău, zic eu, ăștia o să fie... În sfârșit unii bun, dar nu pot să cred cu ce de-aia bun ne-au dat, mă, nu pot să cred și am și bătut un meci. Asta nu vine să cred, că erau foarte buni ambii pentru nivelul de matchmaking. Mă rog, și ăla cu codul nu mai zic. Dar care-i logica, mă? Ia zi, mă, dacă ai putea să bași codul la FIFA, ți-ai băga? Eu? Da. Nu. Vezi, mă, asta înseamnă mentalitate de campion, ori bați fără coduri, ori nu te mai ajungi joc. Pe care e hazul? Adevărat. Întreabă-i pe băieție. La GTA da, să zici că merita să-ți bagi cardul, mai lași tu, pe
o card, auzi, cu coduri. Aaa, bine, oricum te jucai multiplayer, că nu-ți băgai codul la multiplayer, îți băgai nu, la... Nu, la story sau ce, cum se numea. Lol, uite armă, bă. Da când e arma asta, mă, fizidop, fizipop? Nici nu mi-am dat seama de schimb. Dar ce au băgat în update-ul ăsta? Au schimbat vreo armă ceva? Da, la M4A1, tu te joci cu M4A4 sau cu S? Ăla cu amortizor. Ai 20 de gloanțe acum, în ea. Bine, gen, cât aveai? Aveai 25 cu 75, acum ai 20 cu 80. Ai la fel de multe, dar ai mai puține încărcători și mai nasol, că nu mai poți să apeși prin smoke-uri, prin de-alea. Așa. Și pe Ancient, dacă te joci pe Ancient, s-a schimbat mult harta, așa, adică au blocat o intrare în A. Sus acolo, la, în Heaven, pe mid, cum ești de la Tero și... În dreapta au scos o cutie mare și în site-ul pe ei au mai băgat, da. Da, adică, na, s-au făcut schimbări, că n-am apucat să joc, să văd cum e. Și nu cred că se joace azi un Heaven, toată lumea cam banat. Se joacă one tap cu Balkan, dar se joacă ultimul meci, gen, s-a mutat primul meci, se joacă ultimul meci. Practic o să se înceapă cu al doilea meci, care nu știu care era, după care vine meciul nostru cu Nexus și după care meciul cu Anta. Kaiser, salut! Salut, salut! Ești din grupul... celor care au restanță la facultate? Că văd că ai restanță pic. Nu se dă leak la așa informații. Cine se uită pe stream și nu trebuie să afle asta? Corect! Da, nu, da, corect, scuze, eu fraier. Da, Sergiu, da. Bă, hai să ne stabilim, boss, unde vrei să iei? Păi, tot așa. Tot în A? Da. Deci... Sau dacă e țin un short. Hai, bine, stai tu un short, stai tu un short. Stai un UB, stai un balcon și doi aia, e bine? Mă rog, unul cu unul și una. Perfect. Joc eu abia, atunci. Ok. Andu-ți aia? Mă duc la tichete, da, mă duc la tichete. Brezule, joci tu conector, poți? Da, da. Bine, asta vreau să văd. Mamă, ce echipă o să avem acum. Spargem în aer pe băieți. Mai bine întrebam pe Vio dacă poate să te din cu one tap. Bă, a zis că e pregătit. Vezi că primul match... Dacă vezi ce double kill a făcut de la ninja de acolo, mai bine ca harder să mor. Stau la tichete rândul ăsta. Fac sărituri. Da, da. Ești tu în mid? Unul singur? O dau cu el. S-o retrase în mid. Bebe. E bebe. E bomba unul. Bine? Bancă, mortă la pe bombă. Bancă, unu, bancă. Băi, e fake sau nu știu. Bravo. Nu, că e bombă aici. Casă. Side. Mașină. Casă, unu și unu nu știu. Nu, venit ăștia peste mine. 49, 52 am. Doamne. Nu am niciun cap. Hai să forțăm. Hai că ăștia pare că-s de nivelul nostru. Tibi, de ce te-ai băgat la această tombolă de PlayStation 5 când îți permiți să-ți iei PlayStation 5? Sar în under, știi. Sar în under, băieți. Mare bolilu harta. Nu știe, mă, nimeni. Flash Ramp scout. E fake în ideea în care nu intră toți, mă, aia zic. Liber B-ul. Casă, unul mort, încă o casă. Bravo. Încă unul casă. Rampă plus. Sunt în spate, sunt ai în bară, în spate. Rampă. Are tag, nu? Unul mort? Mortul nu? Poate să fie rampă, nu? Sări pe scări, nu? Mai are unul tag, Andu. Microphone muted. Bă, dar și ăștia spegele, bă. Cred că Kaiser ăsta are multe... Are rampă. Aaa, frumos, vii din spate, bravo, mă! Nu, nu are. Cristechiu, 1337, bravo. Eco. Boss, poți să-mi dai și mie un deagle? Dai B, da. Dai la pistol și dai de acolo deagle, jos. Așa, dă-l. Hai să facem eco, forță. Hai să-i bate anul de-asta să mai omorăm măcar din ei. Pleșa. Campă. Petris, cred. Nu. Rampă ceva. Smoke în B, flash B. Intră B? Da. Rampă încă.
Eu sunt împalat, băgat. B2. Bomba. Bravo. Are capul, nu, Tetris. Bomba pe, bomba pe. Bă, short unul. Short. Mort. Bravo, 2 la 2. Unul din A, băieți. Unul nu se știe. Microphone muted. Îmi vede arma de aici sau nu? Microphone activated. Bă, dacă vine aproape... Eu nu știu ce să răspund. Dacă vine aproape și se lipește de zid, îți vede arma, dar... Să știi că se uită altă bucătărie, n-are cum să-ți vină acolo, Kaisers. Ops. Nu. Unul kitchen. Băiatul ăla v-a încurajat acum, să știți. Vezi, curaj, v-a zis. Hai, Molly! 5 luanțe. N-are nimic, chiar azi. Mai era unul atins, cred, secat. Hai să-i bate, mă. Poate de aceea AVP? Îți dau eu. Tatar, mă. Uite, să-i dau, ia. Îți dau flash? Fina? Dacă poți dai din prima flash peste mine, dai super. Cred că reușesc. Da. Am dat. Flash, a? N-au ieșit mie. Flash PC. Rapă ceva. Dați-mă o casă. Rampă. Am unul casă. Ai ieșit tu, nu? Încă unul rampă. Poate să fie Tetris, nu? Am auzit pe ala ceva. Palat, Molly. Cun. Din tunel m-am luat de jos. Trampul ce am auzit. Tetris, ieșit. Low, mi-a stat un show, Tetris. Toți în alt, treina. Polar Tetris. Bă, ăștia au ieșit toți în același timp, mă, și că se la jocurile alea de... Revedem în cablat, maimuță. Hai să facem ecu. Bun, și ăștia joacă bine, bă, ce se mai întâmplă, frate? Nu mai înțeleg, Andre. Deci uite ce rancuri avem. Deci, în mod normal, la rancurile astea, nu știi, să apăsăm pe click și uite ce se întâmplă, ne aruncă în aer, băieți ăștia. E o experiență unică, matchmaking, ne place mult rău de tot. Boss, cred că puteți să iei armă tu, să știi că ai și runda următoare. Dacă vrei să dai un F1, lejer. Dacă voi nu-ți luat. Hai, poți să iei și runda următoare, poate, mă, ai ceva. 2 mid, bă. Palatul, yes. Flash B. Under și la scaun. Vin B. Polar B cu bomba. Mamă! Hai, chiar. Ai furat startul, vezi? Arătat. Starta short. Nu cred că s-a uitat aici și nu m-a auzit. Bă, a fost un del pe 5 de aici. Doamne. Mușchetări. D'Artagnan cu... Cred că dacă aveam skin, cred că putea să trebuie... Așa e ca și Dinamo sezonul ăsta. Aaa, frumos, bravo! A fost rezumatul sezonului, ea? E frumos drop-ul meci, vechi, nici nu l-am emoții la fiecare frag. Bă, dar și te joacă bine, fără mișto. Flash-a, uite ce flash-uri dau, le jucă la PGL aici! Palat ceva. Vă ține palat. Palat, se uite. Mor palat. Nice. O ratați, mă. Rampă. Bună, rampă. Bă, mari, și mă, te uiți direct aici, rampă. Uite! Bă. Nu știu dacă observați, dar tata nu fuge niciodată pe cuțit, fuge mereu pe pistol. Nu știu dacă observați, niciodată nu fuge pe cuțit, tata. Microphone activated. Bă, unul din ăsta are secară de tot. Cel mai bine ar fi să nu ne mai
căutăm scuze și să admitem că avem un nivel scăzut, frate. Nu că au coduri. L-am ținut cu digălul din pantă, mi-a tras să mă. Hai să facem echo. Boss... Eu mi-am luat. Păi tu ai și runda următoare. Restul echo. Dar nu? Nu, ok. Ce înseamnă, boss, să nu ții utilități nicio runda, ai bani fiecare runda meciului. Pleci iar. Da, mă, uite, știu ce cară ăștia, na. Ra, ieși, ra, ieși, mid-ul. Ia de aici. La B. Unu mid, cred. Morben. Short. Mor mid. La B, mai la B la 1. Are țintă. Bravo. Încă unu B. Ultimul B. Ma, nu cred. Ia. E bomba. Unde e la mașină? Ce fac, cum s-a apucat peste asta? Băi, incredibil, mă, ce poziționări, ce mișcări au ăștia. Bravo, boss, te-ai vorba zonul asta, asta îmi place să văd. S-a acumulat. Ok, Vio la Balkan Bears. Vezi că a făcut 3 fraguri unde să ajute ce se suferă. Adevărat. All boys view. Chat, hai să facem și noi, adevărat, hai să facem și noi 2000 de like-uri, mai fiți cu gușari. 200 de like-uri mergi. Prea ce armă nu vrei, mamă, hai. Ți-ai luat și grenăzi runda asta? Da. Asta îmi place, vezi, după 2-3 meciuri deja simți nevoia și de utilități. Păi dacă m-ați lăsat în manet acolo. Ceartă-l pe Brez. Cine a murit la B? Brez. Rush. Am dat molo casă. Unu casă, poate să iasă prin molo, să știi. N-a ieșit. Rampă unu. Dați mă casă. Te țin doar casă, să știi. Mor casă. Cum o să andă? Încă unul Tetris, se încarcă. Mort. Bravo și rampă, cred. Mai am 12, hai că la afel. Poate fie palat. Să vedem că e un jucător pro la FIFA. Chiar dacă nu are mâinile pregătite, se sacrifică pentru echipă, asta îmi place să văd. Ah, salut, ce facem, dai nosco. Bravo, mă, Brothers, Christoph, bravo. E rampă. Vedeți degetele. E secat. Hai, du-te peste-l, Brezu, du-te peste-l. Stânga. Bravo. Mamă, dar ce periculoși, bă, numai jucători full talentați. Ne jucăm cu naționalele de turcii la... la CSGO. Vrea ce armă? Nu, suntem ok, eu. Te-a plăcut cum am dat smoke acolo, da? Frumos, frumos, să rămâi în viață, mi-a plăcut mult rău de tot. Brezule, trebuie să dai drumul la brațe, că tata nu s-a jucat un an de zile, că Hunter și are un formă în catele. Da. Nu vreau să pun presiune, dar... Mort unul mate. Vrea scout ăla. Fac eu sărituri, Brezoi. Ai stins în under? Sau ai dat un smoke acolo? Bă, under ieșit unul. Am fugit la under. M-a luat loc, e mai bun ca mine ăsta, e mai bun ca mine. Mid, scout. Mamă, ce jucător, provizionist. N-ai mă ce să faci, n-ai ce să faci. Oamenii sunt Dumnezei matchmaking-ului, ești nebun, sunt Dumnezei matchmaking-ului. Uite și tu, iese, nici n-apuc să-l văd și-mi trage în cap cu bloc. Uite-te și tu, n-ai ce să-i faci, ești nebun, n-ai ce să le faci la ăștia. Oamenii se mișcă impecabil pe 64 tigrit. Sunt pregătiți perfect. Uite-te și tu, îmi trage de 7 ori în cap cu glock-ul dacă ești. Și o să moară genul la mie, dacă îmi stă unul în crouch și am glock, nu nimeresc pe ăla, jur. Trebuie să-mi bag rate-uri de-alea băguite. Tommy, du-du. Unul la B aproape cu bomba. Bomba. Tommy, du-du, aveți grijă.
Nu poți pe aici, nu poți pe aici. Mid, mid, atras după tine. În spatele cu tine. În stânga parcă s-a dus, nu știu sigur. Microphone muted. Ce tu l-ai iertat? Unde să-l iert, mă, că n-ai cu ce să-l nimerești? Am dat două hituri, ce să-l iert? Dacă îi dau două hituri cu deagle-ul și îi dau 52, cum adică îl iert? N-ai ce să-l nimerești, că se mișcă stânga dreapta și aia moare calculatorul aici, mă, așa se vede. Nu știu ce trebuie să fac să pot să mă fiu la același nivel cu ei, că mă trage jocul jos. Da, GG. Microphone activated. Bun, bravo. Nu vezi că oamenii sunt pe gele pe mishmaking, ai nebunit la cap? Da, mă, e tata, ce-i? Tata e, uite, viu e. Na, nu e ok, am 9800. Bă, hai să încercăm să luăm toate rundele pe Counter, să ne concentrăm. Dacă vreți, puteți să jucați amândoi din A. Să nu te mai duce conector brezu și gen... Să jucați amândoi. Bag-te-ți spalat dacă vrei. Bag-te-ți spalat, bag-te-ți spalat, brezu. Bag-te-ți spalat, bag-te-ți spalat. Mult Thunder. Flash. Deci, a tras polar la B, nu? Da, da, da. Polar tot mediu, nu? Polar flash. Tot mediu, nu, AVP. Microphone muted. Nu pot să cred, mă, uite, știu, îmi faci... Îi fac pic de sus din conci pe care mă ține jos, gen. Mă, bun, rău de tot. Rămâi acolo, mă bag în jungle. În spate la cutie, un AVP. Vine acum. Bomba B și un spate la cutie. Microphone muted. Da, mă, uite, ce picuri la postea albastră pe mici vechi. Dacă, pe face nu face nimeni picurile astea, să moară Jana. Incredibil, efectiv incredibil. Îți rup gura și nu trebuie să mănâncă în aer și ei. Bă, ideea e că eu îmi dau și simțea tine, adică nu mă știu la mișto sau așa. Fac strafe-uri, dar uite ce joacă ăștia, efectiv. Under. Bravo. Bravo. Poți dai secapă la spate la cutia acolo, dar... Da, nu trebuie cu... să... Nu-i dumă, n-are nimic. Vreau și un AVP acolo, poți de ce? Nu știu că am prost. Da, eu? Am primit. Hai că suntem bine, 4 recuperăm. Brezule, în continuare, vie peste tine. Da. Și am de un ajută de care adere mai mare, viu. Da-i-o molly, da-i-o molly. Ce parge asta aici cu cuțit? N-am ieșit mic. Bag-te-o spalat. A ieșit. Bomba. Bravo. Unu casă, mă. Rampă unu. O, Tetris. Hai! Rampă. E Tetris, măi? Nu e mai, e s-a retras rampă. Nu e smoke-ul din casă, dar avem bomba încă. Grijă să nu vină din spate, mă. Am flash? Rampă polar. Rampă polar, unul a fost casă și unul nu se știe unde e. Mov? Casă unul. Ce spui? Îți dau flash? A, nu, stai, da. ești bine băgat, nu, ești bine. Nu era casa, l-am văzut iar, dar... Mai e polarul. Și unul casa. Bă, după asta, mamă, nu cred. În rampă. Vai. Vai. Nu cred. Fără să-mi trebuie să mă văd. Nu-i stare. Da. Talentat băiatul ăsta. Păcat. Microphone muted. Mersi. Eu am crezut că acum tu ești băgat în rampă, nu că ești la... Nu, eram acolo, da. Ma... Mergeam să-i dai flash de acolo. Păi na... Îi dădeai în rampă, cum ar veni. Că e băgat în... Mai dau cu peretele. Da. Unu-i și la cutie. Am băgat în palat. Flash B. Nimic palat. Smoke balcon. Grijă con. Grijă con brezul, nu mai fugi. Nice.
Mai sunt doi mid. Bomba acolo. Vine drept panul, nu. Robinet, robinet. Sub balcon și robinet. Low, low, low. Nu sub 60, sub balcon. Nu cred, mă. Nice, ultimul. Rășinie. Bravo. De ce făcea ăla, mă? Nu se arăta de acolo. Se bătea cu tine și făcea doar strafări. Bine că au greșit să mă cu la balcon, am avut-o noi. Dau armă? Ia, bă, să dau armă. Da, unde ești? Mersi. Pe tine. Te pop, te o vâtă, mă, te pop. Mersi frumos de ride. La ce ori extragi? După meciul ăsta extragem o mare consolă PlayStation 5. Așadar, dacă vrei să fiți pe fază, să fiți pe fază, gen. Deci după meciul ăsta extragem mare consolă PlayStation 5. Dacă vrei să rampă un mort. Te pop, te o, mersi frumos de ride. Ai terminat, gata? Ai terminat cafeluța? La B ceva. Mă duc eu, mă duc eu. Hai că dacă e mi-a făcut Teo Raid să mai crească abonați. Are Teo 800.000 de abonați în cavaj groava asta. Sau 700.000, nu știu cât are. E 2 viață. Avea acum 2 zile 8.000 de oameni pe live. Sau 7.000 de oameni pe live. Pe vremurile astea. Te pup Teo. Teo, scrii și tu peste 5 pe chat. Că și ce zic, pleacă consola. Și dacă o câștigi tu și o dai tu mai departe, giveaway. Îmi place mai mie. Bomba mea. Te pup, te pup, mersi frumos, Teo de Raid. Microphone muted. Microphone activated. Oi. E în stânga prins. Nice. Nu ne-ar da niște abonați? Cum ar fi, mă, să existe funcție să doneze abonați? Zic, Teo, dă și mie 100.000 de abonați dacă e. Dacă n-are, mă, nimic, Teo, lasă, lasă să intre oamenii care chiar și-au dorit să intre, poate câștigă ei. Chat, avem mare, mare PS5, un ongoing, mare PS5 ongoing. Trebuie să dați follow pe Instagram la mine, la Gaming Marathon Ro, Gaming Marathon Ro așa pe Instagram și să-mi dați și mie like la ultima poziție. Un mid. Rampă, ce? Trebuie să dați un flash peste mid? Rampă, cred. Da, da, eu. Dai, mor palat? Dau. Dai, 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 dai. În stânga unul. Mă ține pe mine, cred. Îl țin eu acum. Mai bun. Tetris, Tetris, unul, Tetris. I-am dat flash Tetris, i-am dat flash Tetris, brezule. Turnen. Unul vine cu altul. Nu mai știu, nu mai știu. Sare în balcon. Ia. Pala, palatul, mă, palatul. Panta ceva? Palatul, mă. Panta? Îs în smoc. Îs în smoc eu. Ieși panta, mă, că n-aud. Da, unul panta a fugit. A fugit? S-a dat în spate, nu știu. Mor palat? Era rampă asta, a fugit, nu știu. Dar avem bomba aici, nu? Microphone muted. Ah, ok. Da, mă, în dreapta e tata, gen, eu mă joc antre cu tata. Tatăl meu se juca 1.6 destul de mult. Mă rog, cât se putea de mult, n-am dat seama, cât avea și timp și mi se ducea la muncă. Și s-a jucat și un pic CSGO, adică se mai jucă, se jucă pe publice, nu se jucă matchmaking și de asta. Da, uite că gen a câștigat 10 meciuri și i-a dat mare acadă asta, adică e forță. Și acum uite, are 4 cu 2 cu 12 și ca idee pare 50 de ani, adică 51 e născut în 71. S-a dus înapoi. S-a dus înapoi. Ma. 45 ani, dar nu mai are timp să se dezvolte super bravo. Dar cu ce ai tras în el? Cu bă, nu știu, cred că cred că da, cred că am tras cu Nerf, gata, nu știu. Microphone muted. Microphone activated. Mersi, dar mă? Ia. Yeah. Da, mersi. Microphone muted. Hai, băieți, să ne concentrăm pentru ultima rundă. Foarte bine, bravo tuturor. Bă, au avut 6-0 și 7-7. Hai să vedem că pătări gros. Deci, vă felicit pe toți în mod egal. Pentru poze am tras, mă, dar nu. E născut în tata e născut în 71, mă. Are 51 de ani. Microphone activated. Da, avem o dată. 10 glanțele astea, nu mă ajut pe de aia, să mă ajut pe matchmaking. Dacă nu ai atitudine, de sigur nu uită glanțul. Intră B. Bă, unul. O dată, utilizați. Mort.
Dau mână în spate la cutie să nu fie vreun titit. Baaai, că am dat mână dacă nu mai am putere. Am nevoie de putere, am nevoie de putere ca pe TikTok. În spate de tot am dat una. În ce drag? Unde? În ce drag, efectiv, în ce drag? Microphone activated. Minus 26. E în apă, nu? Te-ai dat. Am dat, nu? Da, nu vezi că ai dat assist? Da. Bravo. Mersi mult. Ți-a promis să te opram cu spiritism? Nu. Nu mi-a făcut prea cu spiritism, nu. Bă, clipurile alea pe care le-a filmat, le-a filmat pe toate. Acu. Mult timp gen, că lumea are impresia că dacă a postat primul clip, restul se prind. N-are cum să mai facă, dacă vrea să fac un prank, trebuie să fie altul, că dacă mă cheamă, auzi, să ai la o știință de spiritism. Ah, vrei pe 250? Nu știu gen că ai mai făcut clipuri. N-aful, le-a filmat pe toate înainte. Bă, nu, nu. Te-am dat. Mai bine, hai să ieșim pe miță, l-o mărâm pe ăla din balcon. Adică n-are cum, alea le-a filmat înainte, tocmai pentru că dacă nu le filma gen, dacă nu le filma înainte, era groasă, îți dai seama. Se prindea lumea și n-avea niciun sens. Mă-mi bat cu ăsta în balcon. Short. Bă, uite mă, ăsta afeca a tras-o mor. Doi short. Bancă la B, bancă la B 1. Treziți-mă și pe... Lua, are cap. Retras un market, cred că l-ai. În spate, spate. Bomba. Nice. Bravo, mă, ăștia suntem noi. Mamă, a fost bun pe 250 ăsta, am dat damage doar atât. Cred că s-a băgat din... A, vedeți casă B, să nu vină din spate. Super tare că te ceri de tatăl tău, mulțumesc frumos. Ce pică. Gata, mă, l-am putut chitcave, n-am mai în viață. Bă, o să fie un meci greu, dar dacă muncim împreună și sperăm, eu zic că putem câștiga. Da, bro. Dă-mi și cu ce? Dă-mi rush B? Da, dar dă-mi smoke-ul ăsta, să-l dau. Andu, fii atent, dă-mi smoke-ul de pe tine și flash-urile și du-te tare, B. Dai molotov la mașină și aia. Ce? Te-am dat mag. Lasă, n-are mic, n-are mic. Hai, go B rush. Îți dau flash-uri, Andu, le dau exact când trebuie, tu doar să dai molotov la mașină, da? Da. Hai, băi, echipa noi. Go. Dă-i bere. Primo. Și-a mai plecat al doilea. Vreți, vrem și ce smoke ai, da, mâncați și cura ta. Edward. Și încă unul short, Short. Mor celălalt? A zis bench-ul, nu? A murit? Ce este? Nu, am zis ce smoke de bench. Ah, ok. Tot nouă meta. La casa de marcate. Smoke-ul e mai bun pe 3 decât pentru noi. Băi, am dat. Ma. Rundata, boss. 60. Unde știe în partea asta stângă? Dați-o acolo. Microphone muted. Creier, mă, să moară geana. Dați-o acolo, așa. Like father, like son, băieți. Adică, like son, like father. Paaa, a plecat cuțitul, plecat TikTok-ul, plecat tot. Mamă, pleca internetul. Ah, forță pe claci. Vereș, ești pe chat să plece TikTok-ul cu claciul ăsta. Acum înțeleg de unde știi să joci CS. Auzi că s-au prins băieții de unde știu eu să joc Hunter. Unul balcon. Băi, peste 5 codul, mă, vă păcălește, băieți. Grapă, grapă, aceam, că mă fac pe rampă. Trebuie să scrieți peste 5. Întreab, mă, dar n-am ieșit domnul ăla. Short, bagă short. A pușat rampă unul. Short. Cona, auzi, con, cred. Cum e, Ben? Ca flash. Din cu bomba, Ben? Unul, spate side. Mai rog, brezule, cu flash-urile alea. Bravo. Mai bine stai ascuns că te țineam decât să dai flash-uri. Runda voastră. Doi o să vină din short, cred.
Frumos! Salut! Bun. Short sau casă pe? Short sau casă pe ăsta? Market. S-a tras. Market, s-a tras. 61, 41 mai are. Am mai văzut runda asta. Microphone muted. Ocol. Cum e viu pe ocol să mă așa? Bine! Ori să mă! Ori să fiu ca pe copiii lui să mă arăja! Nu se poate! Mă înțeleg ăștia ce se întâmplă! Clutch minister! Aoleu, adevărat clutch minister! A, murim! Puteți dați un smoke tovit? Se poate și da. Ceva, eu dai cu eu pe clutch! Microphone muted. Microphone activated. Stai un pic, Port AVP aici, am un junglă. Nu. Short. Stai așa. Ce mai bine, mi-a dat scăpăt. Short mort. Bă, unul singura. Lângă mine. Deasupra ta, Ladder. Kaiser, ultimul ladder. Se face pic acolo sau coboară înapoi în short. E al tău un balcon, n-are cum să-ți vină un balcon. Deasupra ta, boss, deasupra ta. Du-te, be. Se duce, a sărit con, l-ai auzit con, a fugit ăla. E liber be acum, dacă te duci be. Asta zic. Microphone muted. Mi-e Vio, lurkir și clace niște bula cap. Avem ofertă de la Stars pentru tata Vio, au zis că s-au plicit de Xipnex. Adevărat, să moare, mamă, dar ce clace niște bula cap. Dacă nu e verici pe TikTok oricum, bă, aici pe fază, oricum trebuie să pleci TikTok. Preașiu, mâncați și preașiu. Kitchen. Dacă se mai întâmplă o dată, nebunesc. Vezi că dacă vine din cucinal, tu unde ține? Nooo. Dumnezeu e român aici. Mamă, ce săritură. Ce să da. Dar ce bocanci ai? De-aia de... Are de-aia cu... De-aia de spumă? Nu, are de-aia zi cu... Cu fier în vârf. Ai picioare de-aia de lotat. Mamă, murim. Prea târziu. N-are nimic, ai ieșit și în pomit. Smoke to mid, brezule? Sau ce dai tu acolo? Dai smoke în balcon, încercare, nu? De window. Încercare. Nu merge. Hai te pic aici. N-a picat. Morcon. Under. Mamă, ce ne-a luat pama. Stai un pic, omori unul, stai ascuns. Unu con. Stai că o mână pe ăla con, stai ascuns dacă poți. Nu, că-i... Short con. Ce ăștia n-ai bimă, se mișcă. Na, dacă steam în balcon eu moram, că veneam amândoi, dar mă gândeam că nu se bagă. Da, ăștia... Eco. Bă, nu, ar trebui să ne cumpărăm că n-avem bani. Că avem 1.7, 1.4, 1.5, hai să forțăm. Vreți să, vă dau eu schema, vreți să dați un smoke tomic după aia ce nu, ia ca-o, ia. Încă unul în prelungirea smoke-ului. Smoke tomic în prelungirea smoke-ului și era short. Dă-i smoke tomic și mă bag eu short din under. Da, smoke eu. Boss, tu ai 7 fraguri, dar două ne-au adus două runde, să nu uităm. Mai importante care sunt. Con. I-am dat 27. Ăla are smoke balcon. Short. Ai ieșit din con, cred. Bravo. Mort. Balcon și short. Bă, dar ce recul prost era deagle-ul ăsta pe... Mamă, dacă eram pe... Short. Con. Mă duc, bă. Vezi că te vede peste smoke acolo sus. Nu te bate, te vede înainte. Stai, fugi, du-te cu altul. Du-te cu altul, băi, și jucați împreună. Microphone muted. Bineînțeles. Poți să dea plant in window. Dați-o cu el. Ce? Ap. A trecut, e inside deja, e inside, vedea dreapta, acolo. A trecut la banca acolo, ai văzut. Banca. Nu.
Microphone muted. Nice. Bravo, bravo. Bravo, măi, Kaiser Slautan. Băi, e bine că n-avem emoții la rundele astea. Dar poate să intre vreodată glonțul prin peretele ăla? Nu. Da, betonul ăla? Poate, dar nici la pe nu cred că intre. Mi-a plăcut că ai tras foarte bine prin perete, bravo. Hai să dăm rage B, dăm rage B? Dăm rage B? Da, 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 da. Da, da. Hai. Am tras să sperie, nu să-l hai, hai tare B, hai tare B. Hai tare B. Hai, hai, că dau eu smoke și după dau, vin și dau și flash. Go, 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 tare. Go, 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 go. Go, 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 go. Al doilea n-am mai mers. A, bench acum, cred. Nice, nice. Unde, mă? Mă, mai sunt doar noi de curs. Hai, că mi-a dat unul tag. Vine încă unul kitchen. Ai răbdare, stai un pic. Aștept. 2 la 2. Nu, nu se ieși de aici atât. Fac un ocol mic? Nu, nu, că mă aud, mă aud, mă aud. Îți dau smoke. Dăm smoke. După am și eu smoke și dau la geam. Dar să pui de acolo. Stai, AVP, poate să iasă geam. N-are cum. Cred că e ieșit în smoke. Tot kitchen. Da, mă, Tando, astăzi. Stai în comunicare de echipă. Stai în comunicare de echipă și să stai chestia aia în glas. Frumos acolo, mi-a plăcut, mi-a plăcut. Ia prezul, ia AK. Mersi, mersi. Chiar dacă nu meriți neapărat. Adică, bineînțeles, joci super. Dau smoke, mid. Da, mă, că pe ăștia putem să-i batem, nu știu. Aparent. Dacă transpirăm de toți banii. Cum că e 14-8, cum ai putut? Am dat flash. Pop. A, vrei să ne ții motivați? Au, oh, lău, băgat mid-ul. Mort, oh, un con, nu? Short. Mort? Short, 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 face pic. Am dat smoke balcon. Pas să facă pic balcon. Dau flash short, brezule, am dat flash. Bă, dar în fiecare unde te-ai pus brezule la delpan acolo și de fiecare dată pare că te încolțesc ei acolo. Bă, unul junglă, junglă, sunt intrat una, am, am de la, să vești. Timing, timing, vin și una. Mort. Mai am un balcon, nu? Da, da. Am au, am au. La ieșire din kitchen. La ieșire din kitchen venea junglă. Vezi că vezi bomba de acolo, unde ești tu. Asta nu se știa, de... Era City, era City, nu? Mamă, ce prost am fost. Obraznic, obraznic. A încercat să facă șuste de-astea cu mine, băi. Oameni, nu pot să cred, Dumnezeu e sus și vede, câștigăm un meci așa dacă vă vine să credeți. E cum și meciul trecut? Mă rog, e un meci fără să nu... A. Slăbim 7000 de calorii. Dau smoke, Tomit. Microphone muted. Microphone activated. Bă, s-a băgat, s-a băgat. Dau smoke în balcon. Da. Short, 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 short. I-am dat molul short. Gata, brezule. Sunt băgat junglă, sunt băgat junglă. Nu cred, mă, unul window și unul stairs. More short. More stairs. Mai sunt mai unul. Vino B, vino B. Very, very. Du-te tare, du-te tare, Kaiser. Nu te mai bate cu ei, du-te că pierzi bomba și pierde luna. Băgați-vă după frigiderul ăsta, în dreapta aici. Sau nu mai acum. Asta zic. Microphone muted. Mi-a zis un lurker să mor așa, a luat el B-ul așa, toată lumea se bătea pe mici și s-a băgat el la B-ul. Secat, 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 Kaiser. E secat ăsta, să știi. Microphone muted.
Bravo. Bravo. Suuuu. GG. Mai dăm un short match repede. Bravo. Dăm da, și da. Un inferno. Hai să dăm formula asta repede încă un short match. Ce înseamnă short match? Dă la gen, se joacă până la 9. Gen, sunt top runde pe fiecare parte. Să rămâneți în lobby. Ce părere aveți de performanța lui? Mamă, s-au scris 1018 persoane. Forță. Felicitări, Brezo, ai fost un animal. Brezo Monster. Nu contează cine este în față, contează ca echipa să triumfeze. O să triumfe. Cred că e mai corect. Hai să băgăm... Mamă, mi-a dat Mach and Apple. Stai așa, boss, că vin la tine să dau go, da? Stați așa, chat. Mai dăm un short repede și după... Ceva mici ăsta, a? Cât de cald poți fi în această cameră? Hai să punem și un story. În 15 minute extragem. Ne-am găsit și meci. Consola PS5. Follow la gaming. Ia, o să vedem clutch-ul ăsta. Doamne, ce cald e chat, e cald rău de tot. Bă, dacă ați scris odată, nu trebuie să mai spamați chat, adică dacă vreți să puneți întrebări și chestii, nu prea vorbesc cu chat-ul că voi spamați în continuu, peste 5 acolo, v-ați înscris? Dacă îi dădeați cuțit acolo, mamă, la faza aia, pa. Dar v-ați gândit să-i dați cuțit? M-auziți, domnul Vio? Nu. M-auziți acum? Da. V-ați gândit să-i dați cu cuțitul? Nu. Asigurat un dan. Mamă, deci nu mai. Dar cum au fost alea două runde, mă, să moară Jeana. Frumos. Hai că avem toți rank acum, uite. Toate stelele, băi, zici că suntem mult stars. Toate stelele. Microphone muted. Am zis pe băiat să zic că dacă o să câștig peste 5 o să fac o faptă bună și o să vând pe Olex la 30 de beți. Bravo, frate. Super băiat. Mi-am mers cu Balcamber, s-a mutat meciul ăsta, ultimul, s-a pus ultimul. Cu Nexus când jucați, la ce oră? Microphone activated. Cred că la 7, dar teoretic am dorit că se începe la 6 primul meci, cred că pe la un 7, jumate, 8, așa. Depinde cum merg lucrurile. Hai să vedem. Deci fiți atenți, vreau să facem o schemă foarte simplă, foarte, foarte simplă. Primii doi, ne băgăm toți mid. Ba nu, noi patru, Andu te duci la ruine și stai acolo ascuns la ruine. Patru ne băgăm pe mid, boss, hai pe mid peste ei. Asta zic. Peste 5, stai că intru și pe celălalt canal, asta îmi place la emoji, că e un om efectiv. Cred că alea, a? B, mă? B. Rampă? Ceva? Bă, mașină! Ăsta avea smoke, mă, săracul. Bă! Băgat-o, bă! Scuze, boss, n-am vrut să te omor. N-am vrut să te omor, te-ai băgat în fața mea. Excelent, ăștia sunt noi. Bă, vedeți, avem chimie deja! Mare de chat. Inferno, harta mea. Avem chimie 80. Microphone muted. Bă, chat, după meciul ăsta extragem, stai să punem text de ăla, să știe toată lumea. Hai, ascult. Cum stăm? Kimbe.
Băgăm aici un font cum îmi place mai mie, compact ăla sau care a făcut-o, mă. Dai moli. Impact-o, nu compact. Handicapat. Second mid, push up. După meci, extragem PS5. Rampă. Consolă PS5, follow Ajax TV și Aron Gaming. Gaming cu maraton, un gro. Unii spre Bahama. Uite ce am pus aici, așa, să vedeți, da? Să știți ce aveți de făcut. Și să scrieți PS5 pe chat, dar asta v-ați dat seama că toată lumea spamează. Dar să mut perifericele aici. Ce se întâmplă? Cum e runda asta? Mort second mid. Unde sunt ăștia? Nu știu. Am găsit pe unul. Mamă, l-a cumpărat se? Am și eu ace. Bă, de unde au ăștia ca, mă? Nu l-am urât, vă rog eu. Uite cum a sărit sângele. Ai 5 grunți. Sunt suficiente. Unde o fi, mă, doamne? Unde o fi, mă? E la embat. Bă, în șobolan, Andu. Ai da, ace! Mă, asta zic! Ei, selelelelelele, un fel de machelele. Vezi că aveai AK în spate, iar te-ai bucurat prea mult. Ce vrei? Sunt momente... Unici. Mersi. Da. Muriu. Faceți o poză la clasament. Microphone activated. Frumos, Alex, se joacă frumos. Dau nade la șobo. Bă, rampă, doi, mamă, nu cred că offline. O fac pe dată. Unul se începe banana, nu? Bravo, mamă, dar suntem peste ei, Alexandru, încă e ușor. Încă unul acolo. Așa. A, e nivelul prea scăzut pentru mine. Ce, mă? N-ai în bază. Cred că era ei prin casa asta. Doamne, cât de bine jucăm. Bravo. Bravo, măi, Dacia. Mamă, dar mai iertați-i pe băieții ăștia, că vă băgați peste ei continuu. Nu m-am băgat acum. Important să știi cât să te bagi și când să te retragi. Vrem să mai reușim un short. Doamne, dar cum au fost? Ce s-a dat aici? What the fuck? Ah, what? Vin la B. Are că e la B. Doi, intră. Ma. 2 secunde. Din B? Ar putea, dar... S-a oprit momentan. Stai acolo, că am smoke, mai am un smoke. Din lungul. Dar nu vine. Stai acolo că l-am mai dat un smoke, o să intre la tine, să știi, Andu. Sunt în arcadă. Mă duc în altă parte? Mortul, nu? Bă, n-a făcut pasaj, dar nu știu ce face. Bravo! Nu, încă unul ascuns. Unul singur acolo, nu știu unde e celălalt, am mai văzut pe nimeni. Prima sunt doi. Microphone activated. Ah, bă, cam aici. Microphone activated. Da, bă, Alexandru, ăsta ești un ninja! Ninja din militari! Ninja de militar, bucatiș. Doamne ferește. Ai avut dreptate, Alexandru, că e prea scăzut nivelul pentru tine, ai dreptate. Da, mă, deci îi fac apă copiii mei. Doamne. Am greșit eu că n-am avut încredere că... Mamă, cum e, Alex? Incredibil așa ceva, sincer. Asta e pe TikTok-ul tău? Da, adevărat. Asta e pe TikTok-ul tău? Bă, nu i-am văzut pe banană, îți băga cu AVP aici. La ei în bază, bă. Date că ne-am dat mare smoke acolo. În pe second. Bă, noi suntem băgați de pe banană, iar te băgăm peste second. Ei. Șobo, e low-ul de tot.
Ciobo, în dreapta. Ciobolan, ieșit. Polar rampă, bomba. Polar rampă. Bomba la intrare casa noi. Casa second mid. Mamă, ce stau ăștia baricadați în bază, băi. Polar încă rampă, să știți. Asta zic. Bravo! Și ăsta a pus polar rampă, e undeva de pe banană în dreapta, acolo în bază la ei cu AVP-ul. Nu mai e niciunul pe acolo prin casă, boss, să știi. Cred că a murit polarul. A murit AVP-ul acum? A ieșit de pe server la mă, e dat afară de pe server. Doamne ferește. Bun. Îmi aruncă Vio în aer, incredibil. Doamne, cum i-aruncă Vio în aer, incredibil așa ceva. Deci vine în drop, te rog, Vio. Mersi, mă. Nu mai va mâncat ăsta un pic. Mamă, se ceartă ăștia, mă, atât de buni am fost. Am adus drama în echipa lor. Rap. Țin rampă din de pe banană. Bă, în care AVP ăla, să știți. Bombă. Am dat flash, cred. Și ce vreau? Unde? L-am găsit. Second, că se uita în second. Prea bine. Până la câte din chinul ăsta pentru ei? Mai avem două runde aici și încă una invers. Cred că își dau disband băieții ăștia, nu? Bă, dar jucăm și foarte bine, mă, le-a luat Andu runda aia acolo și de acolo a plecat totul. Bă... Am mai văzut vreodată așa ceva? 3 la 1 și să dai ninja defuse? Mamă, e incredibil așa, e istorie. Cred că apare în top. Mamă, iar să omoară ăștia între ei, mă. Shobo, Shobo. Second, second Shobo. Acum se bagă amândoi second. Nu, rampă. Rampă, rampă, încă un second, să știi. Ține viu, n-am nicio emoție. Microphone. Când extragi câștigătorul, scrie exact pe ecran când extragi câștigătorul. Microphone activated. Ce ar fi, dar mai facem și noi killer sau? N-am loc, n-am loc de băieți ăștia ca lumea, n-am loc de ei. N-are chef. N-am loc de ei, n-am loc de ei. Degeaba, nu pot. O, meciul ăsta, uite, nu putea să ne dea numai meciul de-astea, stăteam așa pe spate, râdeam, ești nebun. Ne-am dat cu băieții de ne-am dat viața și sufletul, ne-au stors de nervi și de transpirație și de tot. Bă, m-a blocat. Scuze. Cum te-ai gândit să te bagi tu la boiler acolo cu P90? Unii pale în spate, băieți. La 7-0 și-au făcut camping în bază. Am aprins focul și grătarul. Rampă, rampă unul, rampă unul. Aude pe băieții acolo cu grătarul. În stânga, brezule. Bomba. Bravo. Era casă. Are unul cu 7, ăsta nu-mi voi arunda. De unde mă, în casă? Poate fie și șobola, nu, aveți grijă. Dacă a prins timing să vină șobolan, nu știu. Nu cred că e cazul de așa ceva, dar... Poate să fie și bucătăria asta, na? În dreapta, Andu, gen aici. Aha, nu, la lui e boiler. Îți vine și ori, cred. Brezule, aici în față îți vine, cred. Îl în caro. Hai, mă, să vedem, unul la unul. Joc cu pistol. Mai bun. Microphone muted. Dar fiu o victorie, Paulus, la 0. Mai bun. Am o prea mare încredere astăzi. Vrei să dai gol călcâie aici? Nu merge chiar așa. Se întoarce meciul acum, se întoarc. Au, că-s 4, noi mergem, fiți atenți, mergem 5 casă, pentru că dacă mergem B o să fie 2B, așa în casă o să stea maxim 1 și 1 pe mine și aia e. Pe a luat runda zona asta, avea 1 cu 7. Acum a ajuns la același favor cu mine. Da, da, bun. A tras foarte bine oricum.
Microphone activated. V-am zis, mă, că e unul singur aici? Doamne, Dumnezeu, gândirii. Mersi mult, de ajutor. Mă, lol. Bravo, băieți. Hai că după runda asta pleacă extragerea la consolă. Unde mergem acum? Unde mergem? Rush B? Da, or se bage peste noi oricum. Îi bate un rând de mergi. Este mult peste ei. Short-uri de-astea trebuie să-și comocă la 5 la 5 prești la viața băieție. Da, plec, știi? Mortul mid. Doamne, ce echipă. Doamne, am dat smog ruine. Am dat flash. Băi, chiar cel mai rău smog ruine. Bună smog. Am dat molly. Auziți, AFK. Aaa, mă omorâți voi ca să aveți mai multe kill. E aici, cine vrea să încheie, să taie porcul? E aici, băieți, haideți. Cine face hai să ne facem turn, hai să ne facem turn peste el. Bă, să ai vinut cu acest, să-i dai cuțilul ăsta. Ah, alunec, mă, nu merge mai mult de 2. Hai, uite-l, că a venit băiat. Hai boss, dai cuțit. Cuțitul, dai cuțitul. Dai cuțit, 3. Asta zic. Ăștia suntem noi. Ne-am urcat peste ei la propriu, mă, peste băieții ăștia. Mamă, ce bine și plin de peripeții, cred că match-ul ăsta are 8 minute. O mare echipă. Mi-a dat 2 steluțe, mă, pentru că meritam 2 steluțe. A simțit ace, jocul. Ace of ace. 3 steluțe, băieți. Mamă, am dus și ace și ninja defuse. Greu. Nu știu ce să zic. Ia vezi că a luat carambisi... grafit. Vreți că a luat carambisi gilat. Bă, trebuie să fac cumva acum. Să arăt nightbot-ul ăsta pe care extrag. Ia stăți și un pic. Băi, cam asta a fost. Mersi de joacă. Dacă aveți întrebări pentru Vio, asta este momentul. Nu, eu așa am, cu chat. Display capture-ia. Uite aici, asta e ecranul. Stai așa, bam. Și îl dăm așa în jos. Nu? Ce s-a întâmplat? De ce se vede așa? De ce se vede așa, mă? Bă, ce-a la voi? Se vede bine asta sau se vede prost? De ce se vede, mă, așa? Se vede pe jumate, nu? Da, nu înțeleg de ce. Dar tot calculator se vede. Păi, dar nu trebuie să dai la OBS, dai asta? Ai pus vreo scenă nouă la OBS? Știu de ce se vedem așa. Gata. De la ce era? Era pus într-un folder care era tăiat. Și acum să văd cum mă mut eu pe mine. Să mă mut eu pe mine ca să pot să se vadă aici ca lumea. Câți oameni sunt băgați? Bun. Gata, bam. Așa, mă, hai să ne drumăm și la muzică. Hai, chat, vă mai las și 10 minute să vă înscrieți și aia astăzi, dacă mai aveți întrebări sau chestii și o să putem să citim, bineînțeles, întrebările printre toate. Printre tot spam-ul. Microphone muted. Deci, să vedeți, sunt înscriși 1660 de oameni momentan. Știți că s-a deconectat camera.
Ai închis browserul, boss? Microphone muted. Microphone activated. Probabil. Da, n-are nimic, n-are nimic oricum, ne mai mișcăm. Dacă e să mai fie întrebări, te mai întreb pe tine, dar cred că dacă vrei să ieși la aer, poți să ieși la aer. Ok. Mai stai un pic. Mai stai un pic. Microphone muted. Gata, chat, am revenit un pic pe canalul principal. Ați văzut acolo că lumea încă se înscrie, sunt 1700 de oameni înscriși. Am lăsat la pornit cam 2 ore, ceva de genul, să vă puteți înscrie. Pune și întâi aici. Bă, mi-ar fi dorit foarte mult să mă joc. Extragem consola PlayStation 5 chiar acum. Mi-aș fi dorit foarte mult să facem un turneu în care să fie copii cu părinți, dar nu știu că toată lumea are setup dublu, adică băieții care mi-au scris că ar fi putut să joace cu părinții lor, majoritatea n-avea două calculatoare sau nu puteau să facă chestia asta. Dar, mă rog, mi-aș fi dorit chestia asta și în același timp m-a rugat băiatul ăsta aici să ne uităm la el pe canal, să-i dăm o părere. Ia să vedem cum arată odată ce începe meciul. Bă, nu e rău web-ul ăsta, l-aș face un pic mai mare, un pic de tot, nu foarte mult, dar îmi place așa că e animat și pătrat. Interesant. Dar nu se aude, nu știe nimic, oare? Bă, n-are sunet stream-ul ăsta? Bă, chat, sunt eu nebun sau n-are stream? Ah. Se joacă fără sunet, mă, băiatul ăsta sau n-are sunet? Cred că n-a făcut setările bine, mă, la stream-ul ăla. Yeah. Ah, da, mă, n-avea setările, s-a jucat fără sunet în joc. S-a zădat microfonul, cred. Bă, aș pune web-ul sub aici să se vadă banii. Ca sfat. Mi-aș face o scenă poate și de full web, să ai așa să mai vorbești cu lumea în cazul în care așa, dar overall mi se pare că arată nice ăsta. Chiar arată nice, mi se pare canalul. Boys, dacă vreți știți de treabă, după ce vă luați un bilet aici la BGW, dacă vreți, în noiembrie, 90 de lei costă biletul pe 2 zile la Palatul Parlamentului. Dacă vreți să dați un subscribe la can, așa, să vedem. 200 de subs aici, ia să vedem. V-am lăsat un canal de YouTube acolo la pin, dacă vreți să dați. Când facem 200 de subs, ne apucăm să și extragem. Chiar arată bine canalul băiat ăsta pentru început. Mi se pare nice. Dar aici a uitat sunetul, mă, nu pot să cred că a făcut live o oră fără sunet. Aici a pus green screen, dar nu a făcut setele prea bine. Adică n-are lumina constantă și din asta. Bro, fii atent, dacă mai ești pe live când mai faci stream, trebuie să ai lumina constantă. De dacă ai lumina mai slabă decât lumina monitorului, când iei flash și alea o să plece green screen-ul pe spate. Așa se întâmplă și la tine. Și mă rog, cred că ai ceva scaun verde, dar se vede prin el. Dar e greu să faci cu green screen, nu știu dacă. Bine, trebuie să-ți pui lumina mai puternică, gen, să faci setele mai ca lumea. Că uneori se vede bine, dar după când se schimbă lumina, vezi, pleacă lumina pe față aici. De la lumina monitorului. Stai foarte aproape de monitor, mă gândesc, sau. Da, vezi că nu e rău, ești nebun. La gâdâm aici. Dați și un subscribe chat, please. Aveți acolo un pin. Aveți un pin. Ah, și mi-a zis foarte mult să pe live cât se extrage. Vă zic și chestia asta dacă vreți și sunteți interesați de un raffle puternic, rău de tot, Nike Off-White. Știți unde-i găsiți. Dar vă rog, vă zic mai mult pe live-ul de mâine. Câte lume s-a scris? 1797 de oameni. Forță! Forță, chat! Forță! Ați dat și voi un subscribe la băiatul ăsta aici? 91 de băieți? Chat, dacă face băiatul ăsta 200 de subscriberi, pleacă extragere. Nu știu dacă vine băiatul ăsta aici să mă... Ia să vedem cine mi-a dat aici... Am dat istorie.
Un pic muzica mai tare, oare? Ia să vedem. Chat, readuc aminte. Microphone activated. Microphone muted. Vă readuc aminte. Follow la mine pe Instagram și la Gaming Marathon. Și dacă vreți să-mi dați like la ultima poză, ar fi super. Ar fi super, super. Și la Gaming Marathon. Bă, chiar sunt super aproape să facem 10.000, chat. Sunt super aproape să facem 10.000 în condițiile în care erau... Cât erau, chat, când am intrat prima dată? Că am intrat toată pe Instagram de la Gaming Marathon la începutul live-ului, nu mai știu. Până să vorbim cu Mara. User disconnected from your channel. Ce ai ieșit? Ai ieșit tata, nu? Sound nu pot mutat aici. Ia. A, nu, nu aici. Nu aici. Ce ești, gata? Te-ai dezinstalat? Mersi, eu de joc. Te... Adică mai stau și un pic și te anunț, că încă nu m-a sunat băiatul ăla pe tine, dar cred că nu, sunt. Nu, o să eu cum. Bine, du-te, te șau. Dacă stai peste. Nu știu, 7:30. A, merge, fără. Dacă nu, oricum o să dureze foarte mult. Era 1947 de follower când am început live. Acum văd. Și acum suntem 10.000, cred, da? Aproape. Aproape 10.000, că 76 de băieți sau fete. Easy. Poate facem o dată o turnee de copii plus părinți, dar să facem să le facem LAN. Online cred că e greu. Nu cred că are lumea setup-uri suficiente. Te pup, Network, bine ai revenit, bro. Te pup. Și mersi frumos de asemenea că ZT pentru a doua lună de Remember. N-am astea la membri acum, n-am astea la membri. 131 chat, când face băiatul ăsta 200 de subscriber, ne apucăm ușor ușor să extragem, bine? Hai să punem un vot. Hai să vedem de câte ori extragem pe Nightbot. Nightbot, ia să vedem. O dată, de două ori, de trei ori, de patru ori, ia să vedem. Dai și un subscribe la băiatul ăsta, la gâdă-mă, bine? Și follow la A Gaming Marathon. De ce n-am pare, mă, Gaming Marathon? Cu nicio păstare aici, uite, apare aici. Let's go! Let's go, man, let's go! Haide, bă, că nu vă doare mâna. 146, încă 50. Încă 50. Încă 50. Da, că ar fi fun, ar fi fun să facem 10K aici, chat. La 10K cum se vede? Se vede 10.000 sau se vede așa, 10K? Se vede 10K. Am încercat, mai dai și voi aici 50 de subscribe, că oricum trebuie să mă înscrieți la... Aici sunt 1900 de persoane care s-au înscris la PlayStation-ul ăsta. Cred că putem să facem... Ar fi bine așa, să facem 200 aici la GDM, 10.000 la Gaming Marathon și se înscrie 2000 de persoane, uite. Să vedeți că nu vă mint cu 2000 de persoane, uite. Vă arăt ecranul cu ăsta, vedeți? Bam! Sau nu cred că vedeți voi de web. Stai așa că mă mut mai jos dacă e. Scoatem ăsta. Și mă mut, scoatem ăla altul, bam. Și facem așa. Uite așa, bam. Tot ce trebuie să faceți, să scrieți PS5 pe chat și să cumince, să dați follow la Gaming Marathon și la mine pe Instagram, jaxi.tv. 163, let's go, încă 37 acolo. Încă 37 acolo și încă 36 aici și încă 80 pleacă. Extrage, ce ați votat aici? O singură dată vreți să extragem? Adică primul extras să fie câștigătorul? Nu pot să cred. Mă gândeam că o să vreți să...
mă gândeam că o să vreți să... Nu pot să cred așa ceva. Mă gândeam că o să vreți să... Chat-a și voi un sub aici, 30 de băieți dacă vreți să fiți de treabă, please. Mă rog, hai să mutăm și... Hai să scoatem și ăsta aici, să se vadă chat-ul că e... Așa, gata, să se vadă aici că merge chat-ul și că e tot ok, că promosese blocat așa, încărcat prost cum ar veni. Încă 15 chat, încă 15. Și aici cât suntem? 1951? Încă 48 de băieți. Deci, ca să înțelegeți despre ce e vorba, uite, mă pun un pic full screen. Ideea e în felul următor. Eu astăzi la Gaming Marathon se presupunea, adică, mă rog, am încercat să facem un concurs în care să avem 8 părinți plus 8 copii de 2 vs 2. Doar că majoritatea nu au setup-ul necesar ca să poată să se joace și a fost destul de dificil și nu am găsit suficient de mulți oameni. Așadar m-am mișcat niște meciuri cu tata și am zis că cel mai bine ar fi să dăm o consolă PlayStation 5. Am eu una aici jos, dar nu o să fie asta, o să fie o consolă PlayStation 5 nouă, care valorează vreo 4.000 de lei pentru voi, pentru comunitate, da. Și am zis să punem niște reguli de astea de bun simț, adică să-mi dați mie follow pe Instagram jackson.tv și să vă abonați la Gaming Marathon. Adică să dați follow pe Instagram la Gaming Marathon. După care, ca să puteți participa, trebuie să scrieți peste 15 chat. Este foarte, foarte simplu. Adică nu e nimic complicat, nu e nimic de... Deci e super, super simplu. Dați, urmăriți două conturi de Instagram, scrieți peste 15 chat și puteți să câștigați o consolă. Puteți să câștigați o consolă peste 5 nouă nouță. Adică este super, super simplu de făcut chestia asta. Nu e foarte complicat. M-am schimbat iar scena, să vedeți. Mamă, 10K aici la Gaming Marathon. Bine-s! Bine, spune 10K. Avem 1983 chat. La 1983 de oameni contul meu îl știți, jackson.tv. Adică e super simplu. Dați așa că facem 2000 aici imediat ce pleacă. Mai trebuie să mai înscrie 13 persoane, 11 persoane. Stai că mă schimb pe ăsta. Bă, deci nu pot să cred că... Deci fiți atenți. Nu știu cum să facem, mă. Băgăm aici timer. Timer. Sau numai că ne dăm seama dacă e să scrie mai târziu de un minut. Dacă nu răspunde într-un minut, adică dacă răspunde peste un minut, fără niciun fel de supărare, nu contează. Dacă aveți delay, intrați acum, nu mă interesează dacă aveți delay sau dacă n-aveți delay sau dacă de-astea, da, deci dacă aveți, mamă, s-a băgat și Buțan acolo, am văzut și pe Liviu, asta zic. Deci, dacă aveți delay sau n-aveți delay, dați refresh, da? Nu mai pun niciun timer, o să apară pe ecran acolo, în momentul în care extrag. Data, mă, 2006, deci extrag o singură dată, aveți 60 de secunde la dispoziție, dați refresh. Dați refresh, pentru că dacă nu dați refresh, nu o să puteți să vă băgați. Stați să-mi scot telefonul după... Mamă, și după cred că vă și las la gaming, după cred că vă las la Super Betters. Dați refresh să fiți pe fază, că aveți 60 de secunde să dați Instagram-ul, da? O să vă verific contul de pe Instagram de pe telefon și vă arăt dacă urmăriți tot ce trebuie să urmăriți, bine? Hai să pleci. Fericitul câștigător este... Cristian Teodor Popa, abonat din 2020. Ai un minut la dispoziție, vă rog, trece timp. A, de fapt, uite mă că e timer acolo, nici nu trebuie. Hai să vedem dacă răspunde. Dacă mai e pe live, poate să mai fie pe live, că gen... Se înscriu, s-au înscris oamenii de acum 3 ore, poate să nu fie pe live. Mamă, a scris direct, nici de bun! A scris direct. Stai zi, dacă suntem logați aici pe Instagram, să verificăm de pe al doilea calculator. Suntem logați pe Instagram. 393 de oameni urmărește Jaxi TV Gaming Marathon Ro. Te-am dat follow back, brother, și vom discuta despre... despre... Mamă, nu pot să cred, chat. Nu pot să cred. Nu pot să cred, dar răspuns în 14 secunde, omul era direct full. Bă, eu v-am pus, deci să nu existe supărări, da? Eu v-am pus aici clar. V-am zis de câte ori să extragem. Ați votat toți o singură dată, puteam să extragem de 4 ori și vedeați când câștiga al patrulea. Așa a câștigat primul, a fost pe fază băiatul. Felicitări. De ce nu vă bucurați, mă? Are un follow la Gaming Marathon, are. De ce nu vă bucurați pentru el? Nu pot să cred așa ceva. Bă, de ce sunteți răi și nu vă bucurați pentru el? Ce gogoșear, mă, nu pot să cred așa ceva. De ce nu vă bucurați pentru el? Prea gogoșari. Da, mă, GG's, boys. Cam asta a fost Gaming Marathon, un Gaming Marathon despre părinți plus copii.
După cum ați văzut, am vorbit și cu Mara Mareș, care este deputat și tocmai ne-a anunțat că s-a semnat legea de către prim-ministru, așadar probabil până la anul când se va face ESF în Iași vom avea e-sportul legalizat, adică vom fi practic sportivi profesioniști, sportul electronic va fi legalizat în România, ceea ce e o veste super huge. M-am mișcat câteva meciuri de counter cu tata și a făcut niște clasuri mondiale, dacă n-ați intrat la timpul ăla, puteți să vă uitați în spate, a fost show-ul de tot, mai ales pe ultimul miraj ăla de l-am câștigat. A fost nice de tot, vă mulțumesc frumos că ați stat alături de mine și sper că v-ați simțit bine pe live. De asemenea, dacă aveți chef, a început fix acum Super Battles, pot să vă las acolo cu un raid. Momentan avem nevoie de două victorii astăzi ca să ne calificăm la LAN. S-ar putea și cu o singură victorie să ne calificăm, dar avem meciuri grele versus Nexus și versus OneTap, așadar va fi destul de greu. Vă las aici link-ul pe chat dacă vreți să faceți raid acolo. Nu uitați că începe și video gaming, gaming videos, pardon, foarte curând. O să fiu în jury eu cu Ovi și cu Bobo Spider, așadar o să încercăm să jucăm cât mai bine și voturile vor fi transparente. Dacă sunteți creatori de conținut, să vă înscrieți. Bucarest Gaming Week în noiembrie, puteți să vă luați bilete de acolo din descriere și mai aveți o tombolă în cazul în care n-ați câștigat, fix pe linkul din descriere, unde puteți câștiga un monitor, 4 tastaturi, o pereche de căști și un mousepad. Dacă sunteți supărați că n-ați câștigat aici, aveți tombola pe Gaming Marathon acolo. Așadar, cei care s-au grăbit să dea un follow la Gaming Marathon Ro, poate ar mai bine să rămână acolo aproape pe pagină, că sunt multe surprize. Vă pup, băieți, vă mulțumesc frumos. Fugiți acolo la Super Battles dacă vreți să susțineți Balkan Bears, să jucăm în meciul ăsta următorul. Și vă mulțumesc că ați fost alături de mine timp de aproape 4 ore. Așadar, ne vedem sună, o să opresc aici microfonul și o să vă las cu niște muzică. Vă pup, vă mulțumesc frumos și ne vedem mâine la ora 5 cu un nou live. Ciao, ciao, ciao. Bine, ia.